legislator în data de 16 iunie 2019 în data de 23 iunie 2019. Punctul 2, proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție la aparatul de specialitate al primarului comunei Mocel, legislator, inițiator domnul primar. Punctul 3, proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 200/5877 din 4-6-2021, încheiat între CNE Poșta Română și Comuna Mărșeni, legislator, inițiator domnul primar. Punctul 4, proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, formulate de către Elena Daniela Cosa, Gabriela Zanfură, Republică Șarul, de Novela Palate, Ioan Sava și Lia Sava, împotriva hotărârii Consiliului Local al Comunei Mocel, legislator, numărul 33, din 12 mai 2021, inițiator domnul primar. Punctul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mocel, legislator, pentru anul 2021, inițiator domnul primar. Punctul 6, proiect de hotărâre privind avizarea consultativă a plus, construirea locuință și împrejduire, beneficiar Balanul Viviana, inițiator domnul primar. Punctul 7, diverse. De asemenea, ordinea de zi a mai presentat două proiecte de hotărâre, respectiv un proiect de hotărâre privind suportarea costurilor copiilor aflați, persoanele cu handicap aflați în centre rezidențiale, deci asocierea costurilor de ambator pentru suportarea acestor costuri, și un proiect de hotărâre privind neasumarea de către Comuna Mărginene a procedurilor de achiziție privind laptele și cornul. Să punem la aprobare ordinea de zi propusă. Cine este pentru? A ține cineva împotrivă? În unanimitate a fost aprobat ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul proiect la ordinea de zi. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă consilier. Aș vrea să încep, înainte de a trece la ordine de zi, cu... avem, la solicitarea mea, avem doamne directori la școală și aș vrea să, faptul că ședința pe comisie, înainte de ședința de comisie, ne-am deplasat la școala Barați Consilieri, pentru anul deține din activitatea lor, să avem câteva discuții referitor la rezultatele școlare obținute de elevi din Comuna Mărgineni. Ca după ce discutăm cu doamne director și cu dumneavoastră, dacă aveți întrebări pentru doamne director, studenții se poate pleca, noi urmând să intrăm în ședința propriu-zisă a Consiliului Local. Dacă sunteți de acord, ca să epuizăm, ca să nu stea invitații prea mult pentru problemele noastre personale. Întrebați ați de acord? Sunteți de acord cu... O să începem la director, da? Da. Da, o să încep eu până o să prezint doamna director generală anumite aspecte, dar poate dânsa atunci o să ne lămurească. Această discuție și ședința care am avut-o la școala Barați vine tocmai în contextul examenelor de capacitate care au avut copiii din Comuna Mărgineni. Personal, eu sunt, ca să nu zic supărat, poate foarte supărat pe rezultatele obținute. Nu știu dacă, doamne director, o să ne spună dacă se puteau rezultate mai bune, dar mi se pare niște rezultate slabe pentru o comună limitrofă orașului, pentru o comună și un consiliu local în care întotdeauna am fost atent și foarte atent, poate cu bugetul, când a fost vorba de modernizarea instituțiilor școlare. Dânsele sigur o să ne spună cam ce-i de făcut acolo. Din punctul meu de vedere, ceva nu funcționează. Cred că aici o să ne spune doamne director mai mult, este vorba de profesori de specialitate care, din punctul meu de vedere, nu cred că și-au făcut datoria. Întotdeauna vina poate să fie poate împărțită în două sau în trei ele, profesori, părinți. Ideea este că noi tot cheltuim banii în aceste școli, iar rezultatele fiind slabe, aproape o mirăm în poimă că de ce nu avem elevi în comuna, în comuna noastră și toată lumea pleacă spre oraș. Eu am avut anumite discuții cu doamne director. Din punctul meu de vedere, eu văd mai mult matematic sau ca la noi la politică. La noi la politică se numără voturile. Dacă cândva eram șef la CPL și făceam în loc de 10 mobili, făceam doar 5-4, dau un exemplu, mi se tăia jumate din salar. Nu știu dacă la profesori în momentul când îți ia jumate din
elevi capacitatea dacă se întâmplă același lucru. O să aștept la doamna director să văd ce propunerea a făcut sau demersuri pentru a fi sancționați acei profesori care cred din dânsele că nu și-au făcut treaba ca lumea. Noi am putea din partea Consiliului Local să facem o adresă către Ministerul Educației și Cercetării să ne trimită o comisie de anchetă, să vedem ce s-a întâmplat ori la Inspectoratul Școlar, ori direct la școala noastră. Mi se pare o diferență foarte mare pentru că nu de mult noi în Consiliul Local chiar vorbeam și ziceam că să diferențiem cumva copiii care se afirmă și au note foarte bune. Din punctul meu de vedere, acele premii pentru de performanță ar trebui să le raportăm la media care a ieșit acum la capacitate. Așa cred că este foarte ușor să le dai la toți copiii numai 10. Eu cred că notele reale sunt astea care le-am obținut la nivel național. Și atunci ar trebui care copii să mai încadrează, nu știu, o să ne spună că avem 10 la capacitate, că avem 9,50, să vedem dacă mai au dreptul la acele premii, cum se spune. Mai sunt câteva probleme, dar poate m-aș opri aici, poate eram la început un pic mai supărat, dar o să-mi spune doamne director. Nu știu, cred că o să ajung o performanță, doamne director, o să fie mai căutat pe concurs mai mare pentru postul de femeie de servicii decât de profesor. E o lejeritate imensă acolo. Eu trec zilnic de acolo din școală, măcar nici nu știu să-și beau cafeaua cineva ascuns, să stau în față de 4 doamne de femei de servici. Nu știu dacă au program de 8 ore sau dacă are acasă să mai oprește, să mai are timp să mai facă cafea și altcineva în afară de femei de servici. Că tot timpul sunt în față ca la o șezătoare acolo. Pe timpul meu tot la aceeași școală, nu s-a mărit deloc. Era o singură femeie de servici. Aprindea vreo 20 de focuri, strângea cenușa, acum sunt, dumneavoastră spuneți cam câte femei de servici, dar o să fie, cred că, mai atrăgător funcția asta de om de servici. Buruiana e destul de mare tot în cursul școlii, dar nu de asta v-am chemat. Totuși, haideți, poate eu prezint o situație nu tocmai reală. Dumneavoastră să ne prezentați ca să vedem și noi cam dacă putem să dăm un premii de excelență sau care e cea mai mare notă, ca să vedem cum. Nu știu, poate dumneavoastră, la nivelul dumneavoastră, ați putea să discutați cu profesorii. Nu cred că este tocmai să îi dă numai 9 și 10 în timpul anului școlar și la examen de capacitate să fie mult prea mari diferențele. Pentru că în felul ăsta ducem în, să zicem, ducem în eroare și părinții, că părintele când vede acasă copilul vine numai cu 9, 50, 10, cred că are un copil foarte bun și când îl duce la un examen de ăsta național, își dă seama că a fost și părintele minții. Poate acum s-a schimbat regulile față de când eram mic, eu știu că exact când eram în clasa a doua, o doamnă învățătoare, nu știu dacă e un merg, dar totuși așa au fost, cred că o știți, doamna Ungureanu, a avut curajul ca din 38 de copii, 37 să-i lăsă repetenți. Și cred că au ieșit și băieți bune acolo. Dacă îi făcea pe toți numai cu nota 10, cred că terminau ca așa cum acum clasa 8 și nu știu tabla mulțirii. Dacă credeți că știu tabla mulțirii, eu pot pune o dată salarul pe lună la bătaie și mergem printr-o clasă și vă găsesc copiii de clasa 8 care nu știu tabla mulțirii. Dacă mă contrazice, îți pierd o indemnizație pe lună de zi. V-am zis, ar fi mai multe de discutat și despre prețul de la rana de la grădiniță față de oraș, unii se zice că la mărginere ar fi 17 lei, în oraș e 11 lei, dar mă opresc aici și dau cuvântul doamnei director general să ne prezint discuția. Vă încerc să anumă că promovabilitatea la evaluare națională de mărginere este de ce nu această promovabilitate este mai mare decât anul trecut, de 48% și mai mare de acum 2 ani, că a fost 46%. Promovabilitatea la evaluarea națională se stabilește la toți copiii care au dat evaluare națională în comuna Mărginei. Faptul că eu am trimis un mesaj pe un grup intern al școlii, care am luat atitudine față de rezultatele individuale pe care le-am socotit eu. Acestea nu se raportează nici la minister, nici la inspectoratul școlar. Eu am făcut o statistică pe școli,
pentru că profesorii predau în anumite școli, unii predau de matematică, de exemplu, și la Lucani și la Mărgineni. La română predă o singură profesoară de română la Mărgineni, la Lucani o singură profesoară, la Barat o singură profesoară. Pe școli promovabilitatea a fost diferită, dar la școala Barat au promovat toți elevii și au promovat pentru că au fost promovați pentru că acești copii în timpul anului școlar de clasa 8-a au învățat în două schimburi, 3 luni de zile la Mărgineni, au avut de la începutul anului școlar 3 profesori de matematică în clasa 8-a, pentru că profesoara titulară s-a îmbolnăvit. A venit un alt profesor de matematică din octombrie până în ianuarie și din ianuarie până în iunie alt profesor. Acești copii, fiecare profesor a pus notele pe care le-a considerat de mult, le-a cunoscut pe copiii de la școala Barat, unde promovabilitatea față de celelalte două școli e mai mică. Dar, la școala Mărgineni, dacă toți copiii intrau în evaluare, promovabilitatea era de 33%. O secundă, dacă îmi dați voie. Da. Dacă normal, în acest rezultat de 51%, pentru noi ca și consilier, cred că s-ascunde un adevăr. Ne putem spune dacă ar fi dat toți copiii care aveau dreptul să dea examen la ce procent era? Pentru că noi suntem la 50%, pentru că poate încă 50% n-au dat examen deloc, care era ce să punem cu zero. Luând în considerare faptul că au rămas coligenți 14 copii, dacă la toate cele trei școli intrau toți copiii în evaluare, la Lucan promovabilitatea era de 33%, la Mărgineni de 33%, iar la Barat de 42%. Deci promovabilitatea e cea mai mare la Barat. Dar pentru că la Lucan au intrat doar 4 copii, din care 3 au luat medii peste 5, promovabilitatea de 75%. Asta nu reflectă exact o realitate. Așa putem să avem o clasă de 30 de copii, intră în evaluare 1, ia evaluarea și avem promovabilitatea de 100%. Și este o falsă impresie că acei copii au participat la evaluare și școala noastră este bună. Eu am expus problemele de la Barați în special, pentru că acolo a fost supărarea, pentru că acești copii chiar au fost chinuiți, ca și cei de la Lucani. Au venit la Mărgineni în două schimburi, 3 luni de zile, au învățat un an de zile, ca și cei de la Mărgineni și de la Lucani. Un an de zile în mediu online, fără dispozitive până în ianuarie 2020, când le-am primit de la guvern, doar de la guvern, și au început să învețe, s-au obișnuit foarte greu, au primit programă nouă la începutul anului școlar, modele de teste în noiembrie, cu lege pentru prima dată în martie. Acești copii care termină acum clasa 8-a au avut în fiecare an manuale undeva în decembrie. A fost o generație de sacrificiu. N-au avut niciodată manuale, niciodată profesor constant, mai ales la matematică, după ce domnul profesor și director Cojan a ieșit la pensie. A fost foarte greu să aducem un profesor, aducem, că noi nu putem și nu avem nicio putere, să iau posturile în ședință publică la inspectoratul școlar. Asta au fost condițiile care au dus cumva la rezultatul, să zicem, slab. Dar, la școala Barați, nota cea mai mare la matematică din comună, 9-20, s-a luat la școala Barați, nota cea mai mare din comună la română s-a luat la Barați de către o fetiță, care a luat locul 2 pe țară la Olimpiada de Religie Catolică. Asta poate spune foarte multe de eforturile pe care le-au făcut acești copii într-un an pandemic, într-un an în care au învățat și în școala lor, și la Mărgineni, și în mediul online, și la școală, cu 3 profesori de matematică, s-au străduit. Noi am avut o simulare la nivel național, pe care au dat-o toți, au venit la Mărgineni. Apoi eu am impus ca o politică a școlii să se dea câte 2 simulări la nivel de școală, fără să fie la nivel național. Copiii au evoluat la fiecare și s-a văzut strădania lor, dar, într-adevăr, copiii aceștia au învățat, nu spun că asta este o politică și că ar trebui, au învățat doar din ce au primit de la școală de către profesor. Doamna profesoară de română și domnul de matematică a predat la fel și celui care a luat cea mai mare notă și celui care a luat cea mai mică notă.
La fel, totul depinde de implicarea copilului, de faptul că rezolva un singur test model pe lună, în loc să se facă cel puțin zilnic, câte un model de test și la română și la matematică, de neimplicarea totală a părinților în a aduce acești copii și a se preocupa de rezultatele lor la evaluare, din faptul că profesorii veneau la 7 dimineața să facă pregătire și din 20 de copii veneau 5 prezenți. Voluntar. Da, voluntar făcea profesor. Și dimineața de la 7 a fost program și după ore. Niciun copil, niciun părinte de la școala Barați nu a depus cerere pentru activități remediale. La Mărgine n-au fost cereri, copiii de la Mărgine au participat la activități remediale, au fost incluși și într-un proiect de colaborare cu Asociația Valoare Plus. La Lunca la fel. De aici au rezultatele slabe. Dar, pe ansamblu, nu știu dacă e important, eu oricum o să vă las și raportul pe care l-am făcut și o statistică pe lor, pot să o arăt și la videoproiector. Da. Ajungem acolo? La examenul de... Deci au participat, au fost în clasă 50 de copii, au fost corigenți la nivel de română 14, s-au înscris la evaluarea națională 36, evident. Și aici am pus mediile pe care le-au luat, am avut doi copii cu CES, dintre care un singur copil la Mărgine a solicitat un timp mai mult și un profesor de sprijin, bineînțeles, cu o clasă separată în care a dat acel copil. Copilul are tulburări de spectru autist, efectiv nu poate rezolva subiectele de evaluare. Da, și este printre cei nepromovați de la Mărgine. Iar printre punctele slabe, ce am notat aici, este lucrul suplimentar al elevilor care presupune acces la internet și o parte din ei nu au avut și până să vină Digi în Barați, internetul lor, din punctul meu de vedere ca profesoară cărora le-am predat, a fost crunt pentru că ieșeau, intrau tot timpul. Le-au trebuit bani ca să selecteze testele. Noi am dat copiilor, dar nu putem furniza la 20 de copii săptămânal, zilnic, teste sau să-și achiziționeze culegeri copiii nouă. Unii au refuzat să-și achiziționeze. Mulți dintre copii deja avem 7 cereri de luni pentru înscriere la școala profesională. Din păcate, metodologia de înscriere, de admitere la liceu sau la școala profesională permite înscrierea și cu 2 la evaluare. Și cu 1. Și pe asta îi descurajează și îi nemotivează pe copii ca să învețe. Dacă ar fi un prag de 5, atunci probabil, eu știu, s-ar stăpâi ca să știe că intră la profesional, dar dacă iau media 5. În perioada desfășurării orele online a existat un control foarte slab asupra muncii independente. Efectiv, nu aveai cum să controlezi dacă el face teste sau învață suplimentar. S-au prezentat foarte slab în orele online, noi strigam, făceam prezența, ei dormeau în continuare, asta a fost dezinteresul lor pentru pregătire, pentru examen. Un elev din cei 9 de la școala Luncani a fost înscris la activități de la centru social, doar unul a participat, să zicem că a fost sprijinit. Și asta ce vă spuneam este că profesorii au predat 3 profesori de matematică la școala Barați. Da, vă mulțumim. Ca o statistică, stați așa, stați că e mai mult. Da. Ok. Eu am raportul în care este prevăzut și pe școli, probabilitate. Cea mai bună perioadă a fost 2017-2018, când copiii au avut la probabilitate de 68%, după care a scăzut în următorul an, când s-au impus să ne încadrăm un buget pe salarii pe profesor, ca să te încadrezi atunci, cumulezi, n-ai cum altfel. Trebuie să dispară niște posturi. Ca să dispară, cumulezi 2 clase. Am unit 2 clase de a 7-a, am învățat în 2018-2019 32 de copii. A fost crunt, evaluarea s-a dat peste cap în anul ăla.
și a fost promovată de 46%. Anul trecut a fost de 48% și acum de 51%. Suntem pe trend crescător. Dar trebuie luate în calcul toate aceste aspecte și învățământ online. Și faptul că această generație nu a avut manualele la timp. Și faptul că au avut mulți profesori de matematică. Și de dezinteresul total al părinților, când îi chemăm la ședințe, vin 5 părinți din 20 și spun, n-am ce să-i fac, doamnă. Nu-l pot obliga să învețe dacă el nu vrea. Și niciun părinte nu a venit la școală să ceară sprijin. Vreau să faceți așa copilul meu sau eu noi i-am rugat și am întrebat. Haideți că este chestia asta, activitățile remediale. Copiii pot să stea zilnic câte ori să facă și matematică și română. Și au refuzat. Părinții. Adică strădania noastră, eu am cerut tuturor profesorilor de matematică notă explicativă și de matematică și de română. De la toată lumea am primit ce s-a întâmplat, ce eforturi am făcut și cum de s-a ajuns. Trebuie foarte multă implicare din partea elevilor și din partea părinților. E foarte dificil. Da. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Da. Din ce ați spus dumneavoastră, tragem cu toți o concluzie, copiii ar fi de vină. Dar copiii aceștia nu s-au pregătit numai în clasa 8-a, s-au pregătit din clasa 5-a pentru acest examen de capacitate. Profesorii de matematică și de română, din câte spuneți dumneavoastră, s-au schimbat numai în ultimul an. Nu, s-au schimbat în fiecare an. Bun. Haideți să găsim măsură să vin profesori, vin rampă de lansare la mărgini și după aceea îi vedem la bacul la nu știu ce colegii. Și acolo au rezultat. Cum de aici nu? Când aveți nevoie de bani pentru școală, ne găsiți. Când sunt probleme pentru vis-a-vis de copii, nu ne găsiți. Aduceți-ne aceste probleme la cunoștință, celor din Consiliu, și ajungem, toți cred că sunteți în asentimentul meu, la urechile părinților sau mai aproape de părinți. Să-i tragem o puțin de urechi. Haideți, domnule, duceți copilul sau vedeți că aveți o problemă. Sincer, la mine acolo au venit și mi-au spus. Eu am mai ajutat poate și cu un calculator și cred că mulți mă pot să confirme. Și au mai dat și tot la fel și ei. Într-adevăr, semnalul a fost prost cu net. Venim și pe partea cealaltă de predare. Dar totuși, haideți să găsim o modalitate, să vedem cu acești profesori. Că, într-adevăr, și la profesori, nu numai la copii. Doamna director, o întrebare aș vrea. Ne-ați prezentat pe ultimii 3 ani trendul, ați spus că este crescător, da? Ne puteți prezenta trendul real, dacă e crescător, că mă gândesc că în urma discuției de astăzi, la anul s-ar putea să-i băgați în examen doar 5 copii care știți că vă ia examen și o să aveți 100%. M-ar interesa trendul ăla corect, exact câți. Și acum 2 ani cât s-au terminat a 8-a și cât au dat examen și acum 3 ani, că dacă într-un an nu dau 20 de copii care știm că nu ia și într-un an nu dau 5 copii, normal că cifrele astea prin UE ne duc să reale. Adică la anul presupunem că nu o să mai băgați 50 copii în examen, o să băgați doar 10 și o să aveți 100%. Și noi o să zicem, uite cât de bine am crescut mărgineniu, dar realitatea noi a scăzut. Ați înțeles ce doar ca informare, dacă o aveți scrisă, dacă nu, pentru noi, ca să nici nu ajungem undeva să descurajăm copiii să mai meargă la examenul de capacitate și atunci în felul ăsta, că undeva cam acolo ne spuneți dumneavoastră, da, domnule, la Luncanu a ieșit 80%, dar s-au dus în examen doar 20% din aia care trebuia să ducă. Și atunci nu e reală cifra. Asta. Cred că și noi trebuie să greșim problema din elementele de care face vorbire doamna director Bodăciuc, că sunt viabile cu privire la perioada pandemică, da, prin care trecem și problemele care sunt în mediul rural vis-a-vis de net, de prezența lor. Tot atât de bine știm că ceea ce întâmpinăm noi acum este o problemă socială. Da? De transformări sociale în mediul rural, mediul urban și a tuturor cetățenilor care ne ducem aici viața. Păi copilul acela are de ales într-o zonă în care nu există forță de muncă, nu are viitor, școala nu s-a dovedit a fi un factor decisiv în mentalitatea colectivului rural, factor ca să crească în societate. Cred că noi, care încercăm să ducem acest mesaj în colectiv, ar trebui să-l ducem, nu școala poate duce acolo,
Dar motivația noastră nu este rea. Cum o prezentăm noi de altfel? Pentru că acel copil care nu s-a ridicat dimineața și nu la școală, pentru că la ora 8, Petrica zice, se duce cu vitele. Se are treabă la câmp. Deci el își găsește rostul acolo. Dar nu vedem și problema de sistem? Problema de sistem, care mi-a spus doamna Bulăciu, un lucru foarte interesant. Media lui de 1 îi dă posibilitatea să ducă unde? La școala de meserie. El vede o meserie. Deci el, reprezentativitatea viitorului în colectivul nostru general în care spunem că vrem rezultate, aplicația lui este jobul, munca, că tata și mama că este de la muncă. Eu nu cred că trebuie să punem așa. Eu cred că ar trebui să punem altfel probleme. Problema trebuie să facem noi, reprezentanții, da? Să vedem cum putem să-l atragem și să-i oferim că este o alternativă educație. Eu cred că trebuie să mergem și să prezentăm în lungi perioade, da? Hai să prezentăm târguri de carte, hai să aducem oameni de cultură, oameni de valoare, hai să aducem oameni care au reușit în viață, pentru că noi nu avem valori. Noi nu prezentăm valori în comunității în care au urmat și au plecat din mediul rural și spunem, eu am plecat din mediul rural, am fost cu vaca, am fost cu oile, m-am dus și am muncit și am ajuns ceea ce sunt copii. Noi nu facem nimic în sensul ăsta. Doamna director, vă rog frumos să prezentați un program de management și de organizare, să aduceți 5 profesori. Nici capacitatea asta nu are, că nu am, nu dispune de dumneavoastră. Să-i țină profesorul acolo. Cred că creșterea, și eu dau un răspuns executivului cu privire la falsa prezentare. Păi, care prezentare? Prezentare poți să uite cei care merg la examenul național. Când pe aia poți să fac o aplicație de medie. Păi cei care nu au prezentat, cum poți să-i pun? Ce valoare poți să-i dau un tabel efectiv de analiză comparativă, procentual? Păi dacă nu prezint, nu se participă, ei nu participă, ce notă comparativă procentuală poți să-i fac? Nu pot. N-am să pot face niciodată. Problema noastră a comunității și a reprezentanților Arareș, am făcut ceva în sensul ăsta? Nu. În ceea ce spuneam eu. Am oameni... făcut. Mă contrazic, am făcut. Nu. Deci nu am făcut. Am făcut să dăm premii. Nu suntem premii. Am creat toate condițiile pentru a să faci... Nu, am creat condițiile acum. Contrazic, s-o băgat atâția bani din buget. Nu putem duce, președinte, nu vreau să duc o comparație acum cu zona aceasta. Deci, noi ceea ce am făcut este că am finanțat niște lucrări de infrastructură, de condiții. Corect. În condiții în care nu au fost aplicați în această analiză pentru că i-a trimis acasă pandemia pe toți. De acum poate putem să facem o analiză, domnul consilier Faraon? Poate la an. Domnul Dumnezeu, a fost o situație din moment. Dar cred că rolul nostru și a societății în general, începând de la părinte, profesor, elev, fiecare trebuie să-și aducă o contribuție mai mare, încât să se poată... Bă, dar eu am observat, domnul președinte, altceva, am cer scuze că nu am terminat. Eu am observat că căutăm o culpă. Culpa este a pandemiei, culpa noastră comună și este culpa tuturor. Este autoinformare cu rezultatele obținute în comuna Bărcinei. Da, mulțumesc, domnul președinte. Vreau să spun și eu. Mulțumesc. Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să facem un grup de lucru și să găsim soluții pentru viitor. Ne strângem câțiva consilieri împreună cu doamnele director, câțiva consilieri care vor și să pricep din consiliu și să găsim soluții pentru viitor. Eu cred că principalul factor este implicarea profesorului. Asta este părerea mea personală. Ok, nu sunt cataloge, nu sunt manuale până în decembrie. Dar în oraș se lucrează pe fișe de lucru, care fiecare profesor și le scoate și le duce. Clasele la noi nu sunt de 40 de elevi, sunt de 15-20 de elevi. Dacă ne uităm la final de an, profesorul respectiv are notă maximă. Nu. Deci nu vine cu fișe. Sunt 15 fișe care le aduce pentru fiecare elev. Deci cred că totul pleacă la implicarea profesorului. Au ieșit oameni mari în lumea asta din părinți analfabeți. Sunt convins că părinții nu s-au implicat în educația copiilor. Dar având un dascăl bun, i-au îndrumat corect. De asta zic, cred că principalul motiv este neimplicarea profesorului. Eu nu general, spuneți. În oraș, după cum foarte bine știți, toate aceste lucruri se fac pe cheltuiala părinților. Deci eu n-am auzit o școală în oraș care să ofere profesorului, cadrul didactic, învățătorului, educatorului, fișe sau imprimante sau toată logistica pentru a multiplica și pentru a se putea folosi de aceste lucruri.
pe când, la mărgineni, cu mâna pe inimă vă spun, toți profesorii fac pe cheltuiala lor. Și-au cumpărat imprimante acasă, din bugetul familiei, ceea ce nu mi se pare corect, dar au făcut eforturi. La fel, v-a spus și la director, au venit profesori de română și de matematică, au făcut pregătire suplimentară. Când vezi că vii la pregătire suplimentară, te trezești la 7, nu te trezești, vii la ora 7, mă rog, și începi pregătirea și în clasă găsești 2-3 elevi, ce poți să faci? Totuși, sunt profesori care părintele, dar părintele spune, nu mă interesează. Sunt profesori care au, sunt egal gradații, că au ocupat din oraș, au tot felul de gradații, dar în schimb, asta nu se vede în rezultatele elevilor. Că explicați. Oricum, am toți părinții sunt analfabeti. Nu toți. Dar este inacceptabil totuși să ajungi în clasa 8, să nu știi tabla mulțirii. Cum au ajuns până acolo? Noi, adică, asta au fost o discuție din ani în urmă, că sunt conștient de două mandat, nu de acum, și n-ai zis dumneavoastră director, să fiți dumneavoastră să conduceți. Deci, întotdeauna au fost aceleași discuții. Dar eu cred că profesorul are putere. Câte sesizări au făcut profesorul către poliție, să meargă acasă să spun că părinții, copiii nu vin la... Ok, e bine. Dar vreau să fac și o întrebare. Cum putem noi ca și Consiliul Local să vă ajutăm? Sincer, de când sunt director de vreo 6 ani de zile, principiul meu este ca copiii să există o școală părinților. Mi-a fost foarte greu să aduc părinții la școală. Am făcut ședințe pe școală. Pe școală în care am invitat nu contează șeful, președintele comitetului de clasă. Am invitat toți părinții. Au fost 6 părinți din toată comuna interesați să vină să discute cu noi. Eu m-am gândit la o școală a părinților în care să-i chemăm către școală și să-i sugerăm cu ajutorul unui psiholog și avem o doamnă psihopedagogă în școală extraordinară, dar putem să aducem și alți oameni ca să-i învețe pe părinți, între ghilimele, și gândiți-vă că acești părinți sunt foștii noștri elevi. Să învețe pe părinți că trebuie să-i sprijine pe acești copii. Că dacă ei n-au reușit în viață, copiii ăștia trebuie să intre undeva și să facă. Sunt elevi care termină doar 8 clase, vin după nu știu cât timp și cer foaie matriculă că vreau să-mi scrie la liceu după nu știu cât timp sau vor să facă... Doamna director, vă mulțumim frumos pentru explicații de date. Noi am vrut să ne informăm asupra rezultatelor în general și în mod special pentru comuna Mărginea. Să vedem la ce concluzii vom ajunge și vom mai ține legătura cu dumneavoastră în legătură cu bunătățirea sistemului de învățământ din comuna noastră. Să vedem unde sunt hibile și ce trebuie, cum trebuie să acționăm să obținem rezultate mai bune. Intrăm în ordine de zi și dăm cuvântul domnului primar. Domnul. La final, foarte scurt, le mulțumim domnilor director de participare la ședință. Vreau să amintesc doamnei directoare la ultima ședință când a participat, totul era roz. Iar din nou spun același lucru, n-aveți nevoie de nimic, știți când am făcut întrebarea, domnule, cu ce vă putem fi de folos? Totul beneficiau și aveau, nu acum au de manuale, deci nu a spus nimic la ultima ședință. Bun. În același timp, vreau să arăt un articol de la Comuna Horgești, care e ziarul deșteptarea de astăzi, ce măsură au luat dumnealor pentru creșterea eficienței în învățământul local. Acordarea de premii diferențiate de la media 7, ca să nu numai mediile la notele mari, și pentru cei care la bacalaureat și evaluare națională, pentru cei care locuiesc în localitate. Și sume foarte consistente, deci de la media 7 până la 10 inclusiv, diferențiat 300 lei, 500, 700 și 1000 de lei. Deci, pentru a-i determina să muncească, premii diferențiați, noi am zis ceva și la una din ultimele ședințe, ar trebui chiar... Deci ce se întâmplă? Noi suntem în postura în care, cu toată dorința de a face acest lucru, cu rezultatele pe care o să ne le spună doamna directoare, doamnele de acolo, putem încuraja câțiva copii. Chestiunea asta se va duce și se va... rostogoli ușor, ușor. În schimb, și eu vreau să vă mulțumesc în numele colegilor mei că ați venit aici, când ne-ați prezentat această situație. Nu o luați ca pe o analiză stricto senso cu răspunderea totală a dumneavoastră sau a altor factori.
Ideea e că suntem pentru prima oară în această formulă și în această componență de Consiliu Local și faptul că v-am dorit aici vine prin prisma dorinței noastre de a ne implica mai mult decât s-a făcut sau s-a întâmplat în alte mandate și de aceea va trebui să avem un dialog permanent, să vină de la dumneavoastră oportunitățile pe care le vedeți din partea noastră, să vină de la noi anumite cerințe pe care noi le putem identifica și le putem completa împreună. Aveți un reprezentant în Consiliul de Administrație, din câte știu, aveți o comisie de învățământ, cultură, la care v-aș ruga să periodic să veniți și să exprimați problemele pe care le aveți, iar componenta aceasta cu lipsa și neatenția părinților vis-a-vis de actul de învățământ poate fi corijată, nu știu până la ce punct, dar poate fi corijată cu implicarea noastră, cu implicarea poliției locale, cu implicarea preoților din comunitate, adică puțină voință și efort mai mare, cred că ne-ar scoate cu un rezultat care nu ne face, astăzi nu ne face onoare pentru comunitatea noastră. Da, mulțumim. Intrăm în ordine de zi și dăm cuvântul doamnei primar pentru o prezentare. La primul punct este aprobarea procesului de evaluare, domnul președinte, aprobarea procesului de evaluare ședinții Consiliului Local din data de 16 iunie 2021 și din data de 23 iunie 2021. Ați avut material la mapă, supuneți aprobare. Supuneți spre aprobare. Cine este pentru aprobare? Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate a primarului comunei Mărgin, județul Bacău. Așa cum știți că am vorbit în ședința de comisie, înainte de ședința de plen, să spunem, v-am prezentat despre ce este vorba. În urma examenului de susținut de domnul Sava Ioan, a promovat examenul și pentru asta a trebuit să modificăm organigrama și statutul de funcții, în așa fel încât eu, ca primar, să pot emite o dispoziție de încadrare pe noua funcție pe care a promovat. Pentru asta o să trebuiască să aveți, în afară de comentarii, să avem un buletin de vot, să sunt pe masă, dar întâi sunt, poate aveți ceva de discuții. Domnul Cojan? Am discutat în ședința, în ultima ședință, dacă mă aduc bine aminte, că nu mai umblăm la organigrama asta. De o luni de zile facem organigrama. Deci, cu tot respectul că îl cunosc pe domnul Sava de ani de zile, felicitări pentru că a luat cursul, după ce se rezolvă cu reorganizarea și organigrama asta, cu mare drag îl promovăm, dacă trebuie să facem o hotărâre de consiliu sau cutare, mai ne blocăm acum iar pentru o lună, iar ne mai zice că vreau să ne înțelegem un pic, dragii mei de acolo, de la birou. Noi de 8 luni de zile în Consiliul Local, vă rog pe fiecare consilier să spuneți dacă am realizat ceva pentru comunitate. Noi suntem aleși în Consiliul Local de către cetățenii comunii Mărgine. Noi nu suntem angajați în primărie, ca să ne înțelegem. Iar angajații primăriei trebuie să ducă la îndeplinire hotărârile pe care noi le votăm aici. Doamna Dănuța, doamna secretar general, zic, nu știu dacă e legal sau nu, că nu sunt jurist, domnule, când avem ședințe pe comisii, veniți și dumneavoastră cu noi, ori le facem la grămadă, ca să ne spuneți, voi vezi, oameni buni, aici nu este bine. Deci să ne învățați dacă nu știm. Că nu este o rușine. Da? Nu ne-am născut nimeni învățați. Dar nu să venim după care, nu-i bună. Am votat de două ori că n-am știut, n-am citit codul administrativ, am făcut nu știu care dracu. Haideți să încheiem cu asta, că ne facem de tot râsul în județ. Deci domnul Sava votăm ca să iese consilier superior pentru merite deosebite în primul rând. Costat în concediu 5 luni sau 6. Astea sunt merite deosebite. A fost în concediu 5 luni, da? Acum a luat examenul, nu le putem, e dreptul omului, nu le putem opune. Dar nu mai luăm acum de la capăt, iar ne mai ducem o lună, peste o lună vine zanfiroiul înapoi, că am văzut că e trecut într-o hârtie acolo, că contestă nu știu ce. Doamna, am plecat de aici, de la primărie. Mai rămâne protestatară?
Fiecare persoană care se consideră lezată în dreptul ei poate face plângere prealabile și poate adresa instanțe de contencios administrativ. Nu ajungem la aia, doamna secretară. Deci eu vă spun... Nu. Am văzut am greșit eu că m-am abătut de la proiectul ăsta la celălalt. Da. Deci, eu vorbesc în noi personal, în numele colegilor. Trebuie să ducem la capăt organigrama asta cu reglementare, după care mai facem și în concluzie, ne aprobând organigrama, neavând organigrama, nu luăm mai departe. O secundă, deci nu se modifică organigrama. Se transformă un post din statul de funcție. Am spus că până aici... Nu se modifică, da, se transformă un post existent. Am spus că nu mai facem nimic până nu avem organigramă. Este treaba dumneavoastră să votați. Am spus că nu mai facem nimic. Nu mi s-a solicitat, doamna, de domnul președinte cuvântul. Ma da, domnul, dar m-a întrebat pe mine, domnul. Colegul meu a vrut după discuții dumneavoastră, doamna. Deci colegul meu a spus, haideți să oprim aici și mergem. Tot merge, la fiecare ședință, cum v-a spus și eu. Vă mulțumim! Au, buletine, mai sunt alte discuții ca să... Cereți avizele de la comisie, vă rog. Nu sunt avizele. Nu, nu, întrebați. Cereți, vă rog. Aveți comisia numărul 2? Da, numărul, comisia numărul 1. Comisia economică, pe acest proiect de hotărâre, are 6 voturi împotrivă și o abținere. Comisia 2. Deci comisia 2, comisia de învățământ, sport, culte... Administrație locală e comisia 2. 2. Da. 2. Negativ. Negativ. Domnul Rosu. Da, deci din 5.003 avem pentru, domnul Faraonu, că rămânea să vă spuneți și cu doamna, dacă vă mențineți să împotrivă. Domnul Faraonu, eu nu sunt la comisia noastră. Nu, nu, domnul Gheorghe, îmi cer scuze, mă uitam, asta și-a spus în noastră. Să abțineți. Să abțineți și doamna Iacob? Deci, suntem... Care va primi bune simul din vot? Comisia. Stimați colegi, un pic de atenție că votul e cu atenție. Doamna secretar, ne lămuriți, deci dacă votați, proiectul de hotărâre este pentru modificarea statului de funcții. Deci dacă votați pentru, votați pentru modificare. Dacă votați împotrivă, votați împotriva votului sau faceți. Ăsta e formula de președinte de vot. Deci, așa cum v-ați prezentat la ordinea ședinței. Da, nu e? Nu, 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 nu,
Se văd. Dimitru. Vot împotrivă. Al doilea împotrivă. Al treilea împotrivă. Patru împotrivă. Cinci împotrivă. Șase împotrivă. 7 împotrivă, 1 pentru, 8 împotrivă, 9 împotrivă, 10 împotrivă, al doilea vot pentru, cu abținere, 11 împotrivă, 12 împotrivă și cu abținere. Mai avem cu abținere și cu un vot împotrivă aici. Merge din 17 consilieri prezenți, 13 sunt împotrivă, 2 abțineri și 2 voturi pentru. Vrem în ordine de zi, la punctul 3, dăm cuvântul domnului. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere numărul 258-76046-2021, încheiat între Compania Națională Poștă Română și Comuna Mugineș de Tubarca. Domnul consilier, așa cum am prezentat și în ședințe, și am avut destul de discuții, cred că toată lumea a fost de acord, în principiu că suntem de acord cu închirierea pentru încă un an de zile. Am ieșit câteva discuții în ședința pe comisie referitoare la preț. Acum dumneavoastră ați avut materialul și la mapă, într-adevăr prețul e un pic micuț, dar nici nu putem sta fără poșta română, nu avem poștaș aici, este 17,20 lei pe lună. Adică un pachet de țigări de ăla mai ieftin de lună, ca să înțelegem asta. Asta este prețul negociat cu poșta română, de mai mulți ani își plătesc utilități curentului, normal ca fiecare dintre noi. Ei și-au, v-am spus că acest proiect au fost solicitat mai de multe ori, dar noi ne-am judecat cu ei vreo 2-3 ani de zile. Au făcut dovada, ne-au primit extrasul de cont de la bancă, au făcut dovada că au venit cu toate plățile la zi, respectiv 180 de milioane de lei vechi. Am un extras de cont, de asta n-am văzut să bag, cam așa este, au plătit totul la zi. Acum, dacă îmi permiteți, deci pe lângă această chirie, cei de la Poșta Română plătesc și taxa pe clădire. Deci dacă ar sta în patrimoniul nostru al primăriei, nu s-ar încasa această taxă pe clădire. Și ei lor li se percepe și taxa pe clădire. Da. Da. Să punem spre aprobare proiectul de hotărâre propus. Da. Cine este pentru? Să ține cineva împotrivă? Domnul președinte, datorită că v-am obturat camera, să știți că eu am ridicat mâna pentru a lua cuvântul, vă rog frumos. Nu v-am observat. Îmi cer scuze și votul în condițiile acestea, vă rog să permiteți înregistrarea procesului verbal ca să putem lua votul, să pot exprima și opțiunea. Poate reușesc să atrag de partea mea niște colegi și votul va fi altfel, poate, zic eu. Da, vă mulțumesc frumos. Deci, aș vrea să aveți în vedere că 17 lei, acea valoare de care face vorbire doamna secretar, nu cunoaștem, dar poate să fie o valoare cel puțin pentru imobil de clasa respectivă. Da? Privind la taxe, imposte pentru o clădire care are 40 de metri pătrați, nu, domnul primar? Da, 40 de metri. Asta au ei, clădirea are mai mult, asta au ei. Corect. Da, să nu uităm că acolo sunt și utilități care le plătește și cu siguranță vor plăti și gunoi, zic eu, nu? Pentru că acolo sunt niște persoane, plătesc gunoi, domnul primar? Eu știu că am salariat în cadrul Comunii Mărgineni, unde desfășor activitatea comercială și știu că se plătește gunoi. Eu știu dacă executivul nu îți plătesc gunoi, nu plătesc gunoi. Am înțeles. Deci plătim noi. Haideți să vă rugăm, domnilor consilieri, domnilor colegi și doamna consilier, haideți să facem cumva să putem pune un preț, măcar un preț, la un nivel de impozitare cât au un imobil de clasă respectivă pe zona A, la noi aici în Mărgine. Adică 17 lei pe lună, asta înseamnă 170, înseamnă, eu știu, 210 lei. Da? 210 lei, mie mi-este rușine să cred că pot aproba
unei companii naționale, atenție, noi facem contract cu o companie națională, nu vorbim despre o regie autonomă, vorbim o companie națională. Iar o companie națională este un capital privat al statului român care funcționează după toate regulile structurale unei economii de piață. Deci dumneavoastră, noi nu ajutăm un cămin de bătrâni. Ajutăm o entitate juridică care își formează acțiunea și obiectul acțiunii economice pe raporturile economiei de piață. Iar dumneavoastră susțineți, da, și subvenționați, pentru că o să mă simt lezat eu, agent comercial X de acolo, subvenționați un agent economic de clasă națională, o companie națională cu 17 de pe lună. Oare chiar nu se poate plăti un nivel de impozitare cât oricare alt agent economic cu tot ajutorul care îl dă? Nu zic așa. Dar 17 lei, eu zice, să-l dăm cu titlu gratuit. Eu nu aș vrea să se ajungă în presa centrală că noi închiriem cu 17 lei pe lună. N-aș vrea. Ok, vă mulțumesc frumos. Deci sunt pentru a reanaliza și de a pune un preț. Nu știu, era acum câțiva ani, știam că prețul este pentru un imobil de clasa aceasta, da? Deci sunt între 2 și 8, 11 euro metru pătrat, funcție de utilități și clasa energetică de funcțiune a obiectivului. Aceea nu are nivel de clasa A cu aer condițional, cu clasă energetică superioară în care să te poți duce acolo. Dar eu zic că 2 euro metru pătrat, cea mai mică, eu știu, raport de preț, adică să plătești 80 de euro sau 50 de euro pe lună, adică 240 de lei, nu cred că e un capăt de țară și se apropie la un preț legitim, foarte mic, de ajutor, într-adevăr. Mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim. Supunem pe aprobare proiectul de hotărâre. Eu am o completare, pentru că n-ar vrea să rămână două opinii total diferite și cred că cel mai corect ar fi, ca și oportunitate, pentru că, într-adevăr, este o companie națională, dar știm că e o companie cu adresabilitate ca și servicii către o comunitate și bătrână, și sensibilă, și foarte extinsă. Să menținem la etapa la care votăm acum acest proiect cu amendamentul ca executivul primăriei, într-un timp cât se poate de rezonabil, să reia negocierile cu reprezentanții companiei pentru a ajusta prețurile la un nivel care e nivelul de piață și regla de piață. E de toamnă, dar dacă bunoiul nu-l plătește, să-l plătească. Mă scuzați, deci aici, în proiectul de hotărâre dat avatitat, se spune că începând cu 31 iunie, se aprobă prelungirea contractului de închiriere numărul din, pentru o perioadă de... Și atunci dăm perioada mai scurtă, ca să nu... spuneți pe ce perioadă noi prelungim contractul pe perioada asta, timp în care se fac demersurile pe perioada. Dăm din 6 luni, deja atunci avem timp să... Haideți, vă rog frumos, durata de locație nu are nicio legătură, chiar dacă se face un obiect, cu prețul locației. Dar sunt două propuneri atunci. Să puneți la vot cele două. Deci putem să stabilim un preț, iar durata locației putem să o stabilim, nu e problemă. Vorbim de preț aici. Nu, atunci nu avem nicio problemă. Aici funcționează contractul de locație, haideți să aplicăm, doamna, cum trebuie. La sfârșit. Eu mă supun majorității. Să puneți la vot cele două propuneri. Care este alea două? Alu până Bocot, iar și-am dat-o rus. Prima dată prezentat spre aprobare, proiectul de hotărâre. Așa cum a fost prezentat. După aia, cine este pentru? Pentru... Așa cum a fost aprobat inițial. Cum este prezentat inițial? Cum a fost prezentat inițial. Dar adică a doua dumneavoastră, ca să fie un număr. Împotriva? Amendamentul nu face parte. Acum. Dar nu se spune normal la vot. Nu înțeleg. Deci împotriva este cineva? Da. Împotriva proiectului de hotărâre inițiat de locul primar. Deci eu sunt potrivă, normal. Împotrivă. Și acum... Supune spre aprobare amendamentele propuse de domnul Rusu și domnul... Eu nu. Eu am zis că noi, ca și consilieri, îl mandatăm pe domnul primar și pe domnul viceprimar să inițieze urgent negocierile pe care le puteam. Dar e poate fi o propunere, poate fi supus să vorbească. Amendamentul domnului Rusu, ca să ne renegociem propunerea. Da. Amendamentul domnului Rusu se referă la metru pătrat, iar amendamentul domnului Pocovnic se referă la timp. Ca... Deci, eu nu am ridicat niciodată problema de a continua contractul cu instituția respectivă. Ce am spus, dar de preț în cadrul acestui raport. Da.
Deci dăm drumul 6 luni? 6 luni. Păi nu, ăla e amendamentul domnului Pocovnic, cu timp. Pentru a domnului cu... Noi astăzi, Poșta Română, ei nu au contract astăzi. La ei le-au expirat 31-6. Deja au zile care stă fără contract acolo. Amendamentul... De asta am zis, dăm un termen mai scurt. Dăm 3 luni, dacă nu vreți, 6 luni. Ca să avem timp să renegociem prețul care... De asta zic o recomandare. Da, corect. Deci nu e amendament. Nu e amendament. Păi nu, dar se leagă, se leagă. Se leagă unul iau. Dacă se leagă, te depune la pachet. Deci punem. Nu la pachet. Dacă se leagă. La unul e vorba de bani și la unul e vorba de timp. Amendamentul domnului este pentru. Mergem pe unul. Pentru ce? Renegocierea. Renegocierea prețului. Deci nu, sistarea, dacă am înțeles bine, deci sistarea contractului cu Poșta Română și încheierea unui alt contract până la nu există o sistare. Deci nu există o sistare. Deci continuarea contractului cu această instituție, numai elementul prezului, contractul de locațiune, contractul de închiriere, trebuie să fie un altul prin mandatul care îl dăm executivului de a stabili un alt preț de cel de câte 17 lei. În contract, probabil poate să fie o clauză că nu se renegociază contractul cu perioada contractuală, nu? Dar nu este, acum este contract. Acum este cu de-aia să te vezi, nu este mai este nimic acum. Acum nu avem contract. Mai nu să-mi faci să faci lucruri. Să faci lucruri. Să avem 6 luni. Să lăsăm cu chiriacul ăla. În perioada 6 luni. Dar vă trebuie 6 luni de zile ca să puteți discuta 40 de metri pătrați chiria. Serios. Lasă 6 luni. Dar trimite la București. București vin. Vine cu chiriacul. 6 luni. Lăsăm 6 luni. 6 luni. 6 luni. Da, 6 luni. 6 luni. 6 luni, da? De acord. Până și asumează de cu prețul care au fost negociat. Vă mulțumim. Intrăm la punctul 4 al ordinii de zi și dăm cuvântul domnului primar. Da, exact cum zicea domnul consilier, e proiectul de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către Elena Daniela Coșa, Gabriela Zanfiroiu, Paul Șandru, Genoveva Paladi, Ioan Sava și Lia Sava împotriva hotărârii Consiliului Local al Comunei Măgești, Județul Bacău, numărul 33 din 12.05.2021. V-am pus la mapă, cred că m-am fost destul de explicit acolo la acea propunerea mea să le refuzăm. Într-adevăr, legea spune că cei care sunt lezați într-un drept au acest drept să facă. La mine nu mi-e clar la jumate din ei care drepturile au fost lezate, respectiv domnul Sava nu are nicio legătură cu lezarea dreptului din punctul meu de vedere, doamna Coșa nu și nici doamna Zanfiroiu care a plecat. Rămâne într-adevăr poate care ar putea să fie lezați domnul Pandu Șaurică, Genoveva Palate și doamna Sava. Acum la Sava zice că fiind soția, indirect ar putea să fie și el lezat. Am o adresă pentru că dânsii au făcut aceeași solicitare și v-am promis în ședința de comisie de la Ministerul Afacerilor Interne, inscripția prefectului Bacău, Consiliul Local al Comunei, prin sesizarea formată de numiți în Coșa, nu vă citesc toată bună, în mare, și prefectura le spune cam ce spuneam și noi, poate dacă vreți vă pun la dispoziție mea. În persoane vătămate într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim în un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns, puteam să nu dăm niciun răspuns, dar am dus prima, pot sesiza instanța de contencios administrativ competent. Adică avem și indiferent de ce decizie luăm noi acum, o să aibă timp să sezeze instanța de contencios administrativ. Oricum, orice act ulterior care va fi emis în această hotărâre de reorganizare, acele decizii date de primar, ele pot toate, pot fi contestate, chiar scrie în ultimul paragraf, prezenta dispoziție, se poate contesta în 12-15 zile în contencios administrativ. Deci fiecare în parte, la timpul respectiv, o să poată să ne-au mai cerut niște clarificări. Eu chiar am făcut o adresă oficială că am vrut să-mi răspundă prefectura cu celeritate, că vroiam, știm foarte bine și că am discutat acest subiect în ultimii 8 luni cel mai mult, dar în ultima perioadă destul de mult, nu cred că ne puneam niciun problem că nu o să ajungem în contencios. Eu mă aștept și vorbindare să fie acele dispoziții pe care le voi emite în urma procedurii de reorganizare. Am discutat destul, acum fiecare puteți să dezvoltați subiect.
dacă aveți discuții. Dacă nu, supuneți spre aprobare proiectul. L-am discutat, discutat pe comisie. Să-l dăm la secret. Nu votăm la secret? Nu votăm la secret? Nu votăm la secret? Nu referă la persoane. Asta nu hotărâți să împotriva unei persoane. E o plângere prealabilă. Noi hotărâm respingerea. Propunerea mea este de respingere. Deci care sunteți de acord cu respingerea? Votați da, care sunteți de acord? Votați nu. Vă rog frumos, să avem în vedere interpretările acestui drept de expresie a legătorului cu privire la vot secret și la vot public. Eu propun, dragi colegi, pentru că stă la atitudinea noastră, nu ne poate opri nimeni, să votăm secret pentru a nu mai face interpretări cu privire la aspectul care ne face cu niște persoane. Eu propun, pentru ca să mai fac buletin, să trecem la următorul punct, fără să fac buletin. Sigur că da. Și revenim, da? Sigur că da. Cel mai bine. Următorul proiect este proiect de trei privind rectificarea bugetului de bine. La Comunii Mătiei de Trâmbacău pentru anul 2021. Așa cum a fost Țavut la MAPA, proiectul este prezentat la Țavut. Cine am făcut deja proiectul trecut? Sunt ne dați comisiile pe rând fiecare. Comisia numărul 1. Aveți. La proiectul 5. La proiectul de hotărâre numărul 4, deci 5 ordinea de zi, avem 5 voturi pentru și 2 abțineri. Deci comisia numărul 2, domnul... Favorabil. Domnul Rusu? La buget. La 5. Comisia numărul 3. La buget? La 5. Da, la 5. Pentru, până am urmărit. Da? Atunci supuneți la... Mulțumim să supunem la vot. Cine este pentru? Așa. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind avizarea consultativă a pus construirea locuințe și înfiezuiri beneficiar Golan Bidian. Aveți, domnul consilier, ceva hărți? Da. O rugăminte. Deci nu este localizat cu exactitate acel amplasament de depus. Pentru că este Pădureni, Mărcineni, suprafața 3800 sau cât este acolo, și în Pădureni sunt mai multe străzi. Deci ar trebui de precizat. Păi da, noi acum ne vedem cum și situația. Nu are dreptate, domnul consilier, ar trebui un reper cât de clar ca să... Cât timp? Păi dacă se bagă în intrabilan, trebuie... O secundă. Eu la ultima ședință l-am... Dar proiectul acest pus era deja dat. Știți, la ultima ședință am spus că nu mai supunem niciun pus, fără nu avem planșe să vă le dau pe... Dar doamna asta era deja trecut din prima fază. Dar și acolo, adresa înseamnă locul, strada, număr. I-a venit pentru acord de principiu prima dată. Da. Și urma să vină cu actele lămuritoare. E un amplasament în aer ăsta. Coordonat, GPS, dar... Nu ești un instăție. Adică, probabil și pentru beneficiar este sănătos să fie o adresă completă. Da. Atunci propune să amânăm proiectul până la urmă. Nu, e păcat, poate omul, cine știe, are urgență, cine știe. Este exact la neantunem cu cum o iei în sus, când... Haideți să aprobăm azi, pentru că da. Poate să fie o urgență, dar ca practică de data viitoare să... O mai mare, o mai mare atenție la noastră. Următorul proiect care a fost supus la ordinea de zi la suplimentare se aprobă, vă citesc, o secundă. Se aprobă contractul de asociere cu județul Bacău, o secundă, cu județul Bacău, în vederea finanțării activității de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pentru anul 2021, a căror domicilii se află pe raza administrativ teritorial al Comunei Mărcineni. Știți foarte bine, anual, în fiecare an,
câteodată se adună poate două proiecte când nu au fost aprobate din datorită conjuncturii, alegeri și una altă. Noi ne asociem cu Consiliul Județean, noi venim cu partea noastră de cofinanțare de 30%, iar Consiliul Județean vine cu 70% în general pentru persoanele care sunt din comuna Mărgineni, dar sunt în anumite locuri, în protecții tip rezidențială. Sunt acele cămini care nu sunt pe raza comunei Mărgineni, dar cetățenii sunt ai comunei Mărgineni. 35, parcă 35. Aveți material. Noi întotdeauna semnăm între noi și Consiliul Județean. Domnul președinte. Să pune spre aprobare, cine este pentru? Dacă la fel, vă spun exact ce trebuie. Târg Bocna, pe unii sunt da? Mulțumim frumos. Următorul punct, după aia revenim la acela, se propune neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurii de atribuire a contractelor, acordul cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordul cadru de prestări de servicii pentru derularea măsurilor educative perioada 2021-2023. Despre ce este vorba? Cei la Consiliul Județean ne-au întrebat dacă suntem de acord ca noi să ținem licitația pentru acel corn și laptele, iar eu vă propun să nu ne asumăm această responsabilitate, este vorba de sănătatea copiilor și este mai bine poate și ca pres, ca orice, ca la toate unitățile administrative teritoriale ar face la fel, să țină o licitație pentru tot județul și atunci cred că prețul la corn și lapte o să fie și nu ne asumăm noi un producător ca să nu avem probleme cu transport, cu alt nu de cont. Și atunci eu v-am propus să nu ne asumăm această responsabilitate. De acord cu propunerea. De acord cu propunerea făcută de domnul primar. Așa, după cum știți, eu am propus în proiectul de hotărâri, proiectul privind respingerea. Deci cine sunteți de acord cu respingerea, votați cu da. Cine... Pentru. Pentru. Adică mențineți proiectul așa cum a fost prezentat în Consiliul Local. Vă rog la comisia, dați-mi buletin. Și până vă dau și eu o respingere din Macova. La punctul ăsta am avut
că nu i-a dat pământ de domnul Cojan și cine mai mult mai vorbească, da? Încerc să titrez când mă duc după copii la școală, o să aud înregistrarea. Da, domnul Cojan. La revedere. Așa cum am mai spus-o, chiar vreau să mă credeți că nu-mi place să repet. Dar sunt nevoie, dacă domnii să fiți cu camera pe mine sau de doamna secretară, că mai mult curat să mă adresez domnii sale. Noi suntem forța conducătoare în Comuna Mărării. Noi Consiliul Local. Deci nu angajați primărie. Da? Aș fi rugat-o pe doamna secretar general să înțeleagă acest lucru și să termine cu toate fitilele care se bagă prin primărie și de tot felul, care nu, nici măcar nu pot să concep, așa de spuțint, în mileniul 3, da? Și să căutăm să le facem treaba așa cum ne-am angajat fiecare dintre noi în fața electoratului. Pentru că nu o să ne creadă în 2024 cei care mai avem intenția să cerem votul, să spunem că n-am putut să fac cum am avut experiența în 2020, când am făcut alegeri în octombrie sau când am fost acolo. Așa ne întrebați, dar unde ați fost până acum? Deci trebuie să vadă că suntem în Consiliul Local, trebuie să vadă că facem treabă, iar acolo unde nu știm, doamna secretar general să fie lângă noi, nu să vină după să spună că l-am făcut bine, cum am pățit cu organigrama asta, de atâtea luni de zile, și să înceteze războiul pe care îl are personal cu domnul primar. Deci dacă mergem cu ură, nu naștem, nu semnăm decât ură. Deci nu o să fie. Deci să înțeleagă, ea trebuie să înțeleagă cu domnul primar și domnul primar cu domnia sa. Și mai e un lucru. Să știți, dragi colegi, că și noi avem dreptul să facem plângeri penale în numele Consiliului Local. Și vreau să fiți foarte atenți că doamna secretar general ne se uită acolo de sus și vede niște proști în noi. Atâta timp cât ne desconsideră, așa cred eu. Da? Deci la un moment dat când domnul Rușu, și mă repet că acum suntem cu toții, spunea un lucru, am reflectat și am zis, bă, cred că omul are o problemă. Am constatat că omul a avut dreptate. Și dacă a avut UP-ul și s-a ridicat mai mult, probabil că o să mă aștept și eu la un dosar penal, nu am o problemă, dar nu știu pentru ce, că am dreptul să vorbesc, o să vorbesc pe drum, cum vorbesc toți cetățenii, așa, a vorbit mai mult decât trebuie și a ales un dosar penal. Nu știu dacă dumneavoastră știe care este problemă, dacă ai nevoie de ajutor, să fim mari, toți suntem. Cel puțin vorbesc în nume personal. Da? Deci, să ne vedem de treabă, dumneavoastră să știe, să conștientizeze, că nu numai domnia sa sau cu cei care sunt lângă dumneavoastră și așa, 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 și noi putem face plângere penală. Ne-am înțeles, nu? Mulțumesc, dacă mai cineva de spus. Eu vin în completare pentru că așa mi se pare corect. Susțin aproape întru totul ceea ce spuneți, mai puțin partea aia când ne privește de sus și ne consideră așa. Asta e o greșeală, e o infantilitate administrativă din punctul meu de vedere, dar noi am venit în acest Consiliu Local și mă uit la, ne cunoaștem de acum de atâtea luni de zile, mai pătimași, mai puțin pătimași din anumite zone politice diferite, cu opinii diferite, dar cred că fiecare dintre noi, când a cerut un vot și a primit un vot de la cetățenii din comunitate, l-a primit și l-a cerut cu dorința de a ne implica dincolo de perioada campaniei electorale în proiecte pentru comunitate. Eu nu cred că cineva de aici, din această sală, a intrat în aparatul executiv al primăriei Bacău cu rea intenție, cu lipsă de dorință de cooperare. Din păcate, într-adevăr, de foarte multe luni de zile, întâmpinăm pur și simplu
aproape un blocaj de, de colaborare și comunicare, în contextul în care sunt încurajate din partea executivului, atenție, din partea executivului, o serie de, de abordări anti-deciziilor Consiliului Local. Nu suntem, cum a zis dumneavoastră, domnul Cojan, neapărat cei care decidem tot, dar noi suntem factorul deliberativ în această comunitate. Noi hotărâm ceea ce este important și fiecare în spate, cred că nu vine la... Eu când primesc proiectul de hotărâre, discut fie în grupul nostru de consilier, fie cu vecini, fie cu o comunitate care este vizată de, de un aspect. În acest context, când vin aici și dau un vot și votăm, și poate am fost prea dur într-o ședință anterioară, cred că majoritatea consilierilor pe problemele importante și foarte importante am știut să votăm pozitiv și pentru aceste proiecte și ulterior să aflăm că un funcționar îi respinge primarului sau viceprimarului sau îl refuză sau îl amână să semneze un document care trebuie pus în aplicare prin prisma la ceea ce am votat noi. Domnul primar este ales și este alesul comunității pentru această funcție, dar principalul dumneavoastră atribut este să pună în executare ceea ce hotărâm noi aici, în cadrul Consiliului Local. Vorbesc de această abordare total incorrectă și total falsă, unde s-a creat impresia că cei care conduc sunt dincolo de sala de Consiliu Local și cei care sunt în Consiliul Local sunt prezenți doar așa formal pentru, pentru a face o ședință pe lună sau pentru a aproba niște proiecte, unele urgente și strigente pentru dezvoltarea comunității, dar cele pe care vrem să le implementăm și care au un impact rapid sau pe termen lung pentru comunitate, sunt blocate și primesc această șuntare din partea aparatului executiv. Nu generalizez 100%, pentru că eu am și comunicat și colaborat cu o parte din, din cei care lucrează în primărie de aproape 15 ani de când sunt aici. Sunt unii cooperanți, sunt unii foarte săritori în sensul că știu să-ți dea răspunsurile, știu să te direcționeze unde trebuie, dar eu consider că o parte care a condus la, la această situație de, de antagonism între ceea ce hotărâm noi și punerea în aplicare de către aparatul executiv este slaba pregătire profesională a multor dintre cei care sunt angajați. Nu intru în detalii cum au fost angajați, în ce condiții au fost angajați. S-ar putea să fim într-o zi în postura în care colegul nostru consilier a spus o să atragem atenția unor organe de cercetare penală pentru că sunt funcții și poziții unde cei care le ocupă n-au nici în clin, nici în mânecă cu, cu acele domenii foarte importante de altfel de activitate. Și în acest context și semnalul meu și semnalul colegilor din, din această parte de sală, din PSD, este că ar trebui să schimbe atitudinea, ar trebui să privească, mai ales cei care profesional sunt pregătiți, să privească cu foarte bună intenție dorința noastră de reorganizare și, așa cum am spus-o și în comisie și pot exemplifica cu situații din județul Bacău, din comune din județul Bacău, cu situații din mari municipii din țară, orașe, alte comune, conduse total diferit de fiecare spectru politic, unde s-au votat, s-au acceptat reorganizări. Este atributul nostru, dacă decidem că asta trebuie făcut, să adoptăm o astfel de măsură. Nu au existat astfel de reticențe, cel mai vizibile și la București, unde când s-a stabilit reorganizarea, s-a dus la capăt reorganizarea, cine va fi nemulțumit are instanță de judecată, se poate adresa și poate cere drepturile pe care le consideră, dar a pune piedică aproape permanent modului în care stabilim noi un mod de lucru pentru această comunitate, mi se pare dincolo de limita normalului și o să vă invit
pe fiecare dintre dumneavoastră, în codul administrativ, găsiți la articolul 492, răspunderea administrativ-disciplinară, unde există un capitol care poate fi interpretat și de o instanță de judecată și de o instanță penală, foarte clar, manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care funcționarul își desfășoară activitatea. Eu am simțit pe pielea mea de mai multe ori această abordare față de ceea ce am stabilit noi în întâlnirile noastre și în deciziile pe care le-am luat. Am vrut să îmbrac, am vorbit mai mult poate decât trebuie, dar am vrut să semnalez acest lucru pentru că o să ajungem peste un an, peste doi, peste trei și vom fi noi arătați cu degetul. Ați fost puși acolo pe niște scaune cu o responsabilitate și n-ați fost în stare să faceți în el. Mulțumesc mult! Da, un minut aș vrea și eu ca să nu rețin, mulțumesc domnului Cojaș, domnului Popovnicu. Într-adevăr, poate și mentalitatea vechilor, toate că eu am fost și în celelalte mandate de aici, cred că ideea asta, că funcționarul public, el conduce și noi suntem doar un apendic la conducerea comune, este total greșită, pentru că puterea legislativă la nivelul nostru este a Consiliului Local, ei o înțeleg altfel, ei sunt aia care sunt permanenți, iar noi suntem aia care la oricum la câtva timp dispărim și vin alții în locul nostru. Au această abordare, noi nu am făcut decât să căutăm anumite soluții, să facem să meargă lucrurile mai bine. Nu pot să spun că, într-adevăr, la fiecare urtie care trebuie să o transmit, chiar le-am spus la ședințe lor, domnule, am înțeles că în 6 minute ajunge un semnal de pe lună pe un pământ, la mine la etajul 1, până la etajul, până la parteze, la aproape jumătate de etaj, durează o săptămână, adică e mult mai distanța mai mare ca de pe lună pe pământ. Poate mulți au luat-o ca o, că noi, Consiliul Local, ne-am organizat cumva să avem ceva bun. Nu avem nici trebuie la fiecare birou de un profesionist, măcar cât de unul. Angajările poate, cine așa cum au fost făcute, au fost făcute după oameni și nu după necesitatea funcțiilor care le aveam acolo. Trebuie să înțeleagă până la urmă urmă și salariații primăriei, cei din aparatul de specialitatea primară și ceilalți funcționari publici sau nefuncționari publici contractuali, pentru că hotărârile dumneavoastră, hotărârea dumneavoastră, oportunitatea de a hotărâ ceva, decizia dumneavoastră, ei nu poate să o pună la îndoială. Este hotărârea dumneavoastră a Consiliului Local, ei doar trebuie să o ducă la îndeplinire. Adică eu ca și parte de studiu trebuie să duc toate hotărârile la deplinire. Nu avem ei ca salariați, nu au calitatea să spună că e bine sau nu e bine așa. Dom'le, așa vrea Consiliul Local. Ei trebuie să găsească partea legală și corectă care să ducem la îndeplinirea acelei hotărâri ale Consiliului Local. Și noi, până la urmă, un ca Consiliul Local, suntem verificați de prefectură și de altcineva dacă acele hotărâri sunt corecte. Nu trebuie să o interpreteze ei, domnule, că nu se poate. Adică dacă vedem, nu știu, la Oradea, în toată România, se poate face reorganizări, chiar și județul Bacău, comunii se pot face. Uitați, totuși, la Mărcineni nu este prevăzut de lege acea reorganizare. Doar la Mărcineni nu este. Că nu e cu vot secret, că nu se poate, că numai regiile autonome se pot reorganiza. Adică, nu știu, Timișoara au putut să facă, Arad au putut să facă, peste tot se poate, Mărcineni nu se poate. Cred că sunt peste 100 de unități care s-au reorganizat pe același cod administrativ, la Mărcineni problema se pune altfel. Noi când am făcut, să spunem, în urma auditului s-au constatat, vedeți, a venit la punctul 5 la ordinea de zi, acea contestație a unor salariați împotriva Consiliului Local. Mie mi se pare, în primul rând, în afară de un tuteu și un lucru care nu este totuși la locul lui. Adică, noi avem o părere a unui audit, a unui organ de control, avem două hotărâri judecătorească, avem hotărâri judecătorească definitivă și irevocabil, în care spune un judecător că secretarul și-a luat mai mulți bani decât era necesar, mai avem o hotărâre judecătorească în care spune că contactul și-a luat mai mulți bani decât prevede legea, deci este o hotărâre definitivă și irevocabilă și totuși îi face plângere prealabilă, că nu sunt de acord cu ceea ce am decis noi. Cu toate că nu, nici noi când am făcut acelea, nu ne-am luat după niște acte emisiuni anterioare.
Sper să înțeleagă, într-adevăr, poate pentru unii, dar foarte puțin, pentru că din tot aspect social, din vreo 130, vreo 6-7 care nu mai au, dar în reorganizarea asta nu s-a pus, pentru că ei spun că, domnule, nu mi-am privit, pur și simplu mi-am privit după calificare. Nu poți să pui un croitor sau unul care a făcut, nu știu, orice facultate, management, poți să-l pui, dar poți să-l pui la plus, la metro, până la să facă vânzări, dar aici e vorba de primărie, nu? Aici trebuie oameni să fie oameni economici, trebuie să fie oameni cu inginerie agronomă, pentru la birou agricol sau la urbanist, pe specialitate. Nu avem, la ora actuală, știți foarte bine, la birou agricol, Paul are o specializare care n-are legătură cu agricultura, doamna Palati, nu știu, are ceva de turist și nu mai știu ce are, adică, dumne, să am un inginer agronom, păi nu toți patru să fie, dar măcar unul să fie de specialitate. La financiar, la fel, doamna Leia nu are studii superioare, celălalt are comunicare, relații, nu mai știu ce, n-are doar în presă, cred că ar fi bună la colegii care ne filmează, și încă una este în funcție de muncitor, singurul necalificat, singurul care l-avem e Balint, care are drept. Hai să zicem că, faptul că acolo sunt și executări sediti, unul cu facultate de drept te ajută, cei cu facultate de drept și la birou agricol te ajută, pentru că e vorba de legislații. Dar ei o țin pe-a lor, pentru că ei sunt veșnici și tot timpul aici. Vreau să înțeleagă până la urmă și cred că o să înțeleagă la un moment dat că Consiliul Local, așa cum decide, nu trebuie să punem la îndoială hotărârii Consiliului Local. Vă mulțumesc. Da? Dacă îmi permiteți, noi avem în cadrul primăriei o persoană care are atribuții de verificare, de identificare a fondurilor europene. Nu? Din câte știu. Nu știu cine este acea persoană. Eu vreau să cer raport de activitate, să vedem ce a făcut în ultima perioadă. Că toți vor. Nu avem? Este propus. Știu că este propus. Nu. Știam că este și o persoană. La Gianina acolo. Acum, de ce vreau acest raport? Gianina are un compartiment general așa, dar nu are. Avem propus într-adevăr, ai văzut. Acum pe gauri au început să se dea, să se aloce fonduri. Nu am văzut de la nimeni, numai noi să le căutăm, nici nu avem, probabil, nu știți. Intrăm la diverse și bine că ne-ați adus aminte, dar după ce ați vorbit domnul Rusu, pentru că eu, exact ce spunea dumneavoastră la gala, ar vrea toată lumea să anunțăm dacă avem fermieri, dacă avem oameni cu obținii mici. Aș face o ședință cu doi specialiști de la București care sunt pe bani europeni, dar să adunăm aici 20-30 de fermieri, de oameni care au orice fel de afacere, ca să prezentăm noile ghiduri care vă să... Dar asta la divers, pentru că mai are domnul Rusu. Da, mulțumesc că mie îmi vine și mulțumesc colegului Cojan pentru poziția asta și mulțumesc că mai crezut până la urmă, vis-a-vis de doar numele de cuvânt și în cadrul ca un consilier aici și ca cel care am condus altul de noastră ședință de Consiliu Local timp de perioadă. Am, de foarte multe ori am spus un lucru foarte important, cred eu, după mine așa, privind legalitatea actelor exprimate de către executiv și de către noi a Consiliului Local, da? Acte care trebuie întotdeauna vizate, da? Spre legalitate și contrasemnate, spune la executiv, de către secretar. Ceea ce întâmpinăm noi în ultima perioadă și pentru care vedem și ne minunăm acum că avem situații în care funcționari publici contestă o procedură și un program a unui Consiliu Local, nu este de mirare, pentru că el este coordonat, sau această acțiune este coordonată de către secretarul nostru, că nu este, se poate vedea foarte ușor, secretarul nostru, a Unității Administrative Teritoriale Măgine, doamna Coșa Daniela. Nu uitați că avem cel puțin 3-4, nu, domnule primar, 3-4 reluări a programului, da, privind nedeprimirea unor acte, privind legalitatea lor. Dar, țin să vă duc aminte, asta înseamnă că secretarul nu și-a dat, sau și-a dat, nu și-a dat în niciun fel avizul de legalitate și nu a stat alături de acest Consiliu Local. Nu uitați că ați avut am avut trei ședințe pe ordinea de zi în care eu am sesizat din advertențe în conținutul acesta, doamna Iacob, însă și mulți dintre dumneavoastră cu privire la neînscrierea unor expresii de voință ale dumneavoastră și neconsemnate, da, în procesul verbal, lucru că i-am spus președintul de ședință la acel moment domnului Dorian Pocovnicu de acest aspect, având în vedere că domnia sa trebuia să le și semneze. Da? Și acestea au fost încă o dată reluate la a patra oară.
Și eu am văzut zilele trecute, într-o solicitare a mea pe o cauză penală deschisă de către doamna Coșa împotriva mea, de calomnie pe mediul virtual, și am solicitat niște documente la primărie. Pe baza 544, privind legea punctă și în sfârșit. Am solicitat documente. Ceea ce este foarte interesant este că doamna secretar a spus să spună cine răspunde de așa ceva. Adică cine trebuie să dea aceste documente. Adică își întreabă executivul când ea ar fi trebuit să dea răspunsul. Cine se ocupă de așa ceva. Deci, așa cum spune domnul consilier Cojan, avem de-a face cu foarte multe elemente pentru noi de tergiversare, în orice situație. Tergiversarea continuă, iar noi nu vom putea face față, nu vom putea duce mai departe mandatul dat de către cetățenii comunii Mărgineni în a conduce și a lua deciziile, pentru că, așa cum se spune, noi suntem puterea legislativă, da, acestei comunități. Eu rog pe domnul primar, având în vedere solicitarea domnului consilier Cojan, să putem deschide din acele acțiuni constatate. Eu nu spun acum că sunt hotărâri de judecată. Constatate de către acord, da? Pentru că vă aduceți aminte, primul element, eu, Daniel Uscu, am spus, haideți să aprobăm acel acord, să-l aducem înapoi. Acel acord are o analiză temeinică, dragi colegi. Că să știți că în momentul când suntem acolo sau aici, în acest loc, eu pe acel material mă fundamentam, pentru că este foarte bun. Acolo spune hotărârea Consiliului Local care s-a dat fără respectare. Acolo spune efectiv decizii ale executivului semnate de legalitate privind acordarea gradațiilor 5,5 la nivelul acesta. Domnul Zantino, totul spune acolo. Sunt foarte multe elemente care se duc într-o altă zonă. Deci dacă domnul Cojan deschide acest subiect și cu, să zicem, expresia constructivă a colegului nostru Dorian Pocovnicu de a face astfel încât ca lucrurile să funcționeze. Dar cele două elemente, vă zic, o parte, eu vă citez aici, o parte constructivă, dar o parte a domnului Cojan care dorește, haideți să ne adunăm și să putem pune lucrurile așa cum sunt, să le punem în față și să fim de acord cu ele. Lucru, atenție, constatate în noiembrie 2020. Noi suntem aproape în august. Noi tot ce vorbim și tot avem aceste opreliști, da? Gândiți-vă că aceste informații le aveam din noiembrie. Gândiți-vă câte hotărâri Consiliului care au fost date peste cap și cum ne-am ajuns până aici. Deci dacă luăm mai acel material și toate aceste materiale și atunci spune, uite, aceste lucruri se întâmplă și deschidem și noi acțiuni, da? Atunci putem, într-adevăr, eu nu zic că merg cu o zonă de forță, eu nu zic că vin cu o zonă de, dar o poziție fermă, hai să zicem constructivă, dar de a merge mai departe și astfel de lucruri care frizează ridicolul, adică funcționar, să spunem, de acord cu voi, reprezentanții aleși. Deci până aici s-a ajuns. Și o să ajungem până la în urmă, în care eu unul nu văd rostul aici, dumneavoastră nu vedeți rostul și lăsăm pe acei domni, doamne, să conducă lucrul ăsta și comunitatea. Vă mulțumesc. O paranteză, domnul Rusu. Sunt funcționari de primărie, care în momentul în care vine o hârtie, ajunge la domn primar, nu? Domn primar spune așa, către, dau urbanist, dau un exemplu, ca să nu folosesc alt exemplu. Adică ar fi normal. Să duce hârtia la doamna secretar și nu vreau să o fac. Cum este posibil așa ceva, dragii? Aici vii la servicii, ești plătită din banii contribuabili, inclusiv ai noștri, și vrei să-ți faci treaba, vrei, nu vrei, faci ce spune domnul primar, că el e reprezentantul executiv. Nu? Ia imaginați că eu mâine dimineață spun tapalagă cu cocomii, cu știu asta, tu te duci la Săucești, tu te duci la Șervești, tu te duci la Ceaburi. Și ăla spune, eu nu mă duc, băi, acolo. Eu ce fac? Eu oricum nu mă duc, ca să știu. Da? Atunci cum? Deci chestiunea asta trebuie ridicată. Toată lumea să-și facă treaba, dar e plecat. E venit aici. Nu mai revenim la angajări. Ăla cântă la orgă la biserică, e la cadastru. Nu știu care face ghizbeni sau cămăși, e la cadastru. La acolo vă spun exemplu autentic petrecut de care l-am avut eu, să radiez o mașină. Da? Mă duc acolo și am spus, trebuie să vii cu o hârtie de la cadastru de acolo, că ai locuri să iei acolo.
domnișoară, dragă, dacă nu a fost ori nora, viitoarea nora lui, ori nu știu care acolo, și îmi zice, nu ne ducea acolo la ea. Băi, frate, dar ăsta e procesul verbal, că eu am dus mașina la remat. Domnule, te duce acolo și mi-a duce așa, a supărat domnul Bale, s-a ridicat, i-a luat gântierea, domnule, că te servești tu. Nu facem așa, noi suntem în slujba cetățeanului, fraților. Și ei și noi. Vă spun sincer, o să ziceți că bat câmpii. Dacă fac activitatea pe care o fac, mă întâlnesc cu diverse persoane. Domnule, ce se întâmplă acolo? Da, sunteți acolo, ce se întâmplă? Uitați ce spune, mai rămâne domnul primar șolo? Uitați ce spune aia de acolo, când le ia acum, băi, de când le ia, am îmbătrânit în 2012. Da, uite, este primarul comunii și cu asta basta. Și chiar dacă, Doamne ferește, ne părăsește Marcel din diverse motive, să înțeleagă aparatul din subordinea noi, că nu mai vine domnul Popa primar în vecii, vecii, vecii. Că de asta este scandalul ăsta așa monstru. Omul și-a făcut treaba, după mine. Face moară? Omul, după, nu și-a făcut treaba, a preluat frâiile doamna secretar și acum când a pierdut hățurile din mână, nu e bine că trebuie să le prindă ea. Mulțumesc, nu mai nimic. Da. Se, domnul Popa, vă rog, vă să completați. Are drept la replică. Vă rog, da. Am vrut, dar am toate angajările au fost făcute doar de fostul primar, fosta conducere sau au fost și din înainte? 98. Adică din cei care nu se mai încadrează în nouă organigramă. 98. Da, cam așa. În ultima perioadă. Și din cei care au această plângere? Nu, e vorba de... pe timpul, spune-mi domnul Vara, doamna incinerată, care era incinerată rolul, a plecat de asta, a venit proiectorează cu incinerată, adică n-a mai venit incinerată rolul. Și a venit și Gagarin în termen popular. La birou financiar a venit doamna Lia cu doamna Palat, nu Palat, Palat din Mingo, cu Gofada, ea e angajată muncitor, toți trei la financiar s-a angajat în ultimii 2-3 ani. Și domnul Paul? Nu, Paul e unul din anul 90, era la financiar, 3 din 4, dar fac din bani, toți 3 s-a angajat acum. Și de la financiar a ajuns la agricol? Nu, dar Paul nu a funcționat la financiar. Da, da, da. Păi acum ați spus. Ați zis că mă refeream la financiar, din 4, în afară din bani, 3 s-a angajat noi. Am înțeles. Nu, eu mă referim noastră la cei care au făcut acest lucru. Păi am spus 90 dată. Deci Paul e unul din ăla care era mai vechi. Și restul la Sistem Social s-a angajat noi și Ioana, eu n-am prins-o, nici pe Ioana nu m-a prins-o, prin ora lui domnul n-am prins-o, nu era angajată, pe băiatul la urbanism nu era angajat pe timpul meu, cam toți pe ultima perioadă, cam parcă sunt. Și cei de la garaj? Și cei de la garaj. Trece și la suplimentare. La suplimentare avem un fel următor. În primul rând, doamna Palin Troza împlinește 28 octombrie, nu 28 iulie, împlinește 100 de ani. Și ca de obicei, noi știți că i-am premiat pentru că așa am făcut, așa e frumos, nu avem ocazii cu prea mulți cetățeni din comună să aibă așa o vârstă frumoasă și înaintată. Deci, acum n-am făcut întotdeauna, acum rămâne ca dumneavoastră să stabiliți suma pe care vrem să o acordăm, bineînțeles, cu cheltuielile și toate celelalte. Pentru că, știți, noi la sfârșitul anului facem acele primiri la familii care fac 50 de ani de căsătorie. Dar la doamna nu e cazul și facem mai... Anterior s-a propus, depinde de cum a fost. Dacă era neam cu cine trebuia, era 100 de euro. Dar eu dacă s-o pun acum 10.000 de lei, nu-i potrivit? Potrivit pe atunci, nu avem și un buget. Da, e pentru fost bunic, era aveam mai multe merite. Aveam mai multe. Dar și cam... Faceți mai mult din propuneri, ca să fiu undeva la mijloc. 10.000 de lei.
chiar serios. Că nu e atât de mult. O mii de lei am, dacă vreți. 5.000, 50 milioane, mort? Nu e mult, cât să fie mult? După aia de 9 la bani, cu 20 să fie. Așa că nu e dat, dar trebuie să fie. După ce eu aș dat, dăm 1.000 de lei. Pentru fiecare an, câte 1.000 de lei? Câte 10 lei, pardon. Deci, dădeam 10 lei. Dădeam 2.500. Eu propun 2.500. Și altă propunere. Altă propunere. Deci este o propunere de 2.500. Domn primar, vorbește, îți pui mâna în cap, ce rușine. 2.500 este propunere de 5.000 și 10.000 de lei. Alte propuneri mai sunt? Cine este, începem cu cea mai mică, cu 2.500. Cine este de acord cu 2.500? Cu cel. Cine e de acord cu 5.000? Bun, cine e cu 100 din anelii? Deci vreau și cu 2 de anelii. Deci vreau și cu 2 de anelii. Deci vreau și cu 2 de anelii. Cine mi-a mutat la 2.500? Dar cei care vor să mai candeze la 2, va da și o... Deci mai e numărul dată la 2.500, ați fost 1, 2, 3. 4, 5. Așa vine, așa vine. Pachese nouă. Deci eu rămas 2500. Vă mulțumesc frumos. Următorul punct la ordine. Dar știți că am avut un domn care a venit aici în cetaș prin mine și pe domnul Popa mai mult coloane și balustrade. Acum ne face o solicitare sub semnatul Maclovei Dumitru, domniciat în sat Podești și Comuna Majestului, așa. Dorind să contribui, el dorește să contribui la din punct de vedere financiar la bugetul primăriei și vă rog să-mi aprobați concesionarea acelei suprafețe de teren care în curcare îl s-a rugat acasă, acum el o vrea concesionată el de la familia Crăciun, acolo și au fost acele suprafețe. Ca să-i scoate el afară pe ei. Da, eu acum, dacă mai asta aprobați concesionarea, să intru în procedura de licitație și tot așa, nu-i cum ziceați. Ce suprafață este? El vrea 52 metri pătrați, o concesionare, ca să aibă ăla, ca un el cartof. 10.000 de la bugetul primării. Se face evaluare. Se face evaluare și scoate la licitație. Nu știu că scoate. Mai înainte, o trebuie dacă intru în procedură sau nu intru. Deci, mergi mai departe. Vrei tu, Cezarul Cercelarul Pietru solicită o jumătate de hală, dar ia nu puteți vedem că nu sunt ghep. Și acum, exact cum îi spuneam domnul Ionel Prăschimbic și domnul Gheorghieș, un pic mai atenți, preștiință Consilierul de Achiziții, urmarea solicitării dumneavoastră din data de 02.06.2021, pe care a solicitat servicii de specialitate în vederea evaluării a rețelei electrice edificate pe străzi Iasomiei, Bujor, Scoici, Nicol, Pălmășii din sat Mărginenii, pentru gaz, știți, acea lucrare spre tăi, ne spune cu toate că am la legătura cu zona propusă, spune că semnalizează următoare situații de neconcordat. Se spune așa, a, valorile sumate de situații de lucrări nu corespund în totalitate cu facturile emise. B. Situațiile inventarierei stâlpilor de teren, faptic, fac referire la un număr, la numărul acesta de tipuri, nu corespund cu cel consemnat în deviz, adică stâlpi de al model. C. Inventarierea de stâlpi și pe alte străzi decât cele menționate în solicitare, strada aeroportului, altceva. E. Nu este clarificat situația terenului suprafața acestor ocupată de investiții a rețelei electrice și de modul de atribuire a acestora, concesiunea serviciilor. Altă problemă, nu au fost regăsite în devizie puse la dispoziție o clarificare certă a tipului de rețea utilizată, adică cablurile nu corespund cu cele mărimea acestor care nu corespund cu cele specificate în procesul evaluat de recepție. Exemplu, cablu tip NFA1 ori 16x50 mm, lungime de 2015 mm, și tip 3x150 de lungime, așa, care reiese din situații de lucrări puse la dispoziție. Deci nu bate cu ce scrie în articol. În aceste condiții să vă rugăm fie să modificăm termenul de predare a lucrării, fie să renunț la efectuarea acestei expertize.
Deci, după cum știți, noi suntem de către cetățenii comuni, adică eu cel mai mult, dar cred că și dumneavoastră, mai puțin, dar și dumneavoastră, a ieșit tot felul de discuții, că nu din drumul la curent, că nu au votat, nu știu ce nu trebuie. Adevăr, că eu am făcut mai multe și cred că domnul Dan Păraun a făcut toate demersurile, le-a mai publicat pe rețelele de socializare, am făcut toate demersurile către cei de la Delgat. Aici sunt două probleme. Ori rețele nu corespund din punct de vedere ce spune ăsta aici, cu ce interes, cu ce scrie în hârtii. De cei de la Delgaz Grid, la un moment dat, ei au făcut parte și din comisie. Și după ce au făcut parte din comisie, ne cere să facem această expertiză. Deci ne spune expertul Comănescu Viorel, spune că la lucrările noi nu ar fi trebuit să ceară expertize, pentru că o lucrare nouă nu a fost dată în folosință și nu era nevoie de o astfel de expertiză. Înseamnă că, din ce deduc eu, înseamnă că cei de la Delgaz și-au dat seama că lucrarea nu corespunde în teren cu ceea ce am vrea noi să le predăm pe hârtie. Știți foarte bine, ordonanța de guvern dată anul trecut pe timpul ăsta, care a intrat în octombrie în vigoare, îi obligă să ne plătească în 5 ani de investiția și atunci ei au interesul ca ceea ce preia pe hârtie să fie și în teren. Și din cauza asta să mai întârzi un pic, tot numai pentru asta am fost că am pus bani la buget, o să încercăm să, pe cale cu avocații, să-i obligăm pe cei de la Delgaz Grid ca să preia în concesionare această lucrare, că stau oamenii cu stârbi și cu transformatoare pe la poartă și nu au curent electric. Dar nu e din vina primăriei, deocamdată. Suntem ce o să iasă din această expertiză. Dacă este ceva rău, într-adevăr e vina primăriei, dar deocamdată nu mă pot... Dar mai transmiteți fiecare că nu acolo... Nu-i nimeni de rea credință că n-ar fi vrut să branșeze la curent. Pur și simplu, ăia trebuie să ne-o plătească. Și dacă tot trebuie să ne-o plătească în 5 ani, vrea să plătească exact ce interes. Dar e bun expert, domnul Comănescu. Da, acum la diverse cine vreți. Da, o să zic. Doamna asta care vreți 100 de ani, da. E deplasabil, poate să vină aici sau trebuie să meargă careva acolo? La 100 de ani nu cred că mai este, dar este putem chema aici, punem o mașină la dispoziție și dăm în cadrul următoarei să de consiliu local. Corect, îi dăm și un tort, o chestie. Da, bineînțeles. Eu o să mă interesez, dacă e deplasabil, o rugăm, îi punem o mașină la dispoziție și o aducem aici în fața tuturor și o felicităm toată lumea, dacă nu o să-i trimitem bani cu băgea de obținut, nu mă duc eu la primat. Mulțumesc, da, domnule. Vreau să sesizez și eu un lucru. Biroul de urbanism să fie mult mai atent când îi dă autorizații la constructori, la dezvoltatori, în general, de fapt. Strada Aviator Niculescu a fost distrusă, da, cu subtraversări, făcute din firme neautorizate. Și acum nimeni nu răspunde pentru chestia asta. Ei și-au vândut casele, au plecat, s-a dat, drumul rău mistricat. Acum am început cu drumul cu o stradă livezilor. Au făcut traversări, sunt două traversări neautorizate făcute acolo. La prima ploaie deja apa o spălat terasamentul de sub, de sub asfalt și s-au făcut două găuri în asfalt. Deci dacă noi dăm drumul la organigrama aia, ați văzut acolo, eu am pus chiar și la urbanist. Un om să aibă urbanist, nu să fie inginer, nu știu eu, dar inginer de electromecanică, n-are nicio treabă. Mulți s-au supărat din primărie. Dom'le, hai uitați-vă la organigramă în esența ei. Ce am cerut? Am cerut inginer agronom, am cerut cadastru, am cerut la organizare, acolo urbanism, la resurse umane, pe resurse umane. N-am făcut reorganizarea ca să scăp din Popescu și să-l pun pe Ionescu în loc. Că nu ai o soluție, că nici mie ca primar să dai 3 din 4 afară într-un birou, îți blochează activitatea în primărie. Dar dacă îi cere ortii și când ies la tine din birou, tu îți dai seama că îi ieși și nu știi cum să o aducă. Înțeleg. Dacă vă dau un referat, cum mi-a zis domnul Marcel, când a desul în ținii ortii, am cerut un referat de la un compartiment de specialitate. Nici o poezie la un copil de clasa a treia nu era așa de frumoasă concepută. Cam ce cursuri a făcut de la Mamaia și un altă și specializări. Păi când faci un referat de compartiment de specialitate, vii conform articolul cu tare, punctul cu tare, aia e specialitate. Nu că ăla au făcut cursuri, că omenește, că el din năcăjit, că ăla doi copii, băi, ăla e specialitate sau e referat din necesitate.
Aici nu avem, la urbanism, dacă nu avem doi oameni, unul să stea pe teren, uitați, avem problema, trei oameni, de când am venit noi cu ăștia, da? Sunt șase oameni care lipsesc din primărie, da? Trei au plecat, da? Doamna Filimon și-a dat demisia, domnul de la buletine și-a dat demisia, Zanfiroiu a plecat de acolo, două s-au dus în naștere, două erau din naștere de așa, s-au dus un ser din... Păi dacă și-a dat demisia, nu putem să închidem nenorocirea asta care fuge bani din buget? Da, asta o să fie un alt proiect la ordine zi și cu poliția la dată. Cine consemnează? Chiar mi-aș dori... Noi consemnăm din... De pe funcția care o am ca președinte de comisie, vreau trimestrial, dar acum, pentru ședința următoare, poliția locală să vină cu un raport prin care spune ce a avut. Raport de activitate al din octombrie de când am instalat noi și până la ședința care o avem, sau până la sfârșitul lumea. Vreau să vă spun și eu următorul lucru. Mi-au luat în serios, mi-au luat cum gândiți dumneavoastră. În ultima perioadă au plouat foarte mult și intens. Unele locuri puteau fi inundate. Eu, din suflet, îi felicit pe primar, viceprimar și echipele care au lucrat, că au desfundat șanțele de-a lungul șosele naționale și nu mai vedeți acele mobile din copaci, din balastru, din pământ și nu știu ce. Și cred că asta este un lucru bun și foarte bun. Felicităm și noi. Da, nu e terminat. Nu, nu, dar lucrăm și deja că suntem. Trebuie să luăm și măsuri pentru cei care au oprit sub traversările. Domnule, avem o problemă. Bine că mi-a dat aminte. Domnule, avem o problemă cât casă. La Valea Budului, mai mult de jumătate din sub traversări sunt blocate de oameni. Și dați blocate cu ziduri făcute. Și vă dau aici, la Laurențiu, la Faraon. Voi vă pun și tuia de aia, și brasa argintii, și tot nu mai treci nimic. Și toată apa care vine de aici, la podul ăsta care a trebuit să duc acolo. Mai încolo la Toma, e blocat. Așa am avea să fost prins pe domeniul public? El erau prins, erau sub traversez. Gândiți-vă la doamna Bionica Lutănasă, când vine apa, nu mai are unde să ducă. La școala, la Valea Budului. La ăla cu vila acolo. Noi o să, oamenii aia o să aibă numai țântări, că apa aia nu are unde să ducă. E venit tot ce vine din versant, de vin. De aia rămâne acolo, în fața oamenilor. Așa, cea de la urbanism are o treabă... Raport de activitate octombrie până în prezent, domnul Coșa, ca să mă întreb, ca să nu te domnul Sava, când a venit pe postul de polițist comunitar și a luat angajament, primul angajament al lui a fost aici, care era, că rezolvă cu podiețile astea, cu primul podieț de la doamna Tănască. Așa este. Ia să ne treabă, el a venit aici să laude ca să zică că a fost mare poliția și este poliția în continuare, dar... Noi după 3 ani auzim când fac el... Și el a zis că vrea să facă și să dreagă aici așa în primărie și nu se va lăsa niciodată. Cum vei cu tupeul ăsta să-ți organizezi tu concurs, că ești mai bun decât ai fost până ieri? Ce au făcut? Cu ce s-au remarcat? Cu nimic. La organizarea concursului, vă spun din sursă 100%, a venit un ofițer de la Bacu, care a fost contracandidatul domnului Zalzal. Da? Dar care omul când s-a dat subiectul, devita mai ofițerul, s-a ridicat, mulțumesc frumos, subiectul pe care l-am lăsat. Subiectele făcut eu, am venit în ziua aia și am văzut cum a făcut... Lucrez în învățământ și el era tot pensionat. Și venea la o leagă de ciolări așa aici, am luat prin sală. Și acum mai vrea și să ridicăm în sală, doar chiar în tupeu. De când suntem consilier, eu sunt prieten cu tot, dacă mai fi de mâine. Că 100% sunt destui care să-l contacteze, îi spune, mâine mă cum mă sun, nu m-am mai sunat decât din poliție comunitar. Așa. Când cauți, din concediu. Cât concediu nu-mi dau seama. Nu are vechime aici cât concediu lor. Da? Mi-aduc aminte în decembrie, când era cu zăpadă și când n-avea cu cine face treabă, s-a făcut treabă cu șoferii plecați, jumătate din ei erau plecați în concediu. Da. Ei au fost plecați în Italia, au fost plecați în Austria, în Anglia. De unde dracu n-au plimbat șoferii ăștia cu firma lui, nu știu cum, chiar nu, ca să nu dau numele, trebuie să votăm cu mine. Acolo? Așa? Și pontați aici. Au primit sala de aici. Și pontați. Deci cum pleci, bă, tu? Pontat. Cine a... N-am de unde să știu. Știi, domnule. Mai am o informație care nu cred că e 100%. Alimentau și cu cardul. Dar știi și mata? Primării... Știi și neamă să stai liniștit, stai. Alimentau cu cardul la primărie pentru microbuzi. În Oradea sau la dracu. Eu unde m-am fost fără? Că nu ne îngibream, într-adevăr au fost probleme, la domnul Sava așa mi-a venit, pentru că eu nu puteam să știu ce au avut până au fost, cât au fost domnul Po.
Într-adevăr, eu am intrat primar în octombrie. În octombrie două sau a fost în concediu odihnă, în noiembrie a fost în concediu odihnă, în decembrie în concediu odihnă, în ianuarie în concediu odihnă, în februarie în concediu odihnă. Trebuia în martie au venit la treabă. Și când au venit în martie la treabă, au făcut prima dată, nici nu a ajuns din concediu de odihnă, au făcut solicitare când are dreptul la promovare. Să ne promovăm după ce se revină cu astea. Vreau să permiteți și mie la închidere acum două cuvinte vis-a-vis de subiectul ăsta. Deci eu mă întreb, nu că o fac eu și suficient sau pe deșteptul, dar chiar serios dumneavoastră când solicitați, de exemplu, dreptul salariatului funcționar public, când își solicită dreptul la concediu în ultimii 3 ani, chiar în scripturile acestei instituții nu sunt clar stabilite dacă și-au luat sau nu și-au luat? Păi tot. Dacă primarul și viceprimarul și-au luat salariul și-au luat sau nu și-au luat? Dacă funcționarii, că nu știu cum doamne iartă-mă, adică n-ați venit dumneavoastră aici, aveți jucătate de personal, toți sunt concedii că nu și-au luat de 4 ani. Serios? Nu, la Sava au fost de felul următor, au fost cu treaba cu pandemie. Dar nu, întrebarea mea e directă, nu vorbesc mai de Sava, deci de mai mulți alți funcționari, pe 2-3 ani, 4 ani, chiar nu există o situație clară și un drept când luat, pe dar nu ne-ați dat și indemnizația de concediu, dar înțeles, înseamnă că avem niște bani plătiți aici din toate cap. Domnul președinte, hai să vă răspund. La preluarea mandatului, normal erați 2 luni de zile din anul respectiv. Și nu vin învățăți pe nimeni, dar ei nu au avut niciodată până anul ăsta o planificare a concediilor. Nu s-a făcut în primăria Mulțineni. Nu, dar noi nu eram nicio planificare. Normal, la ce doar să faci o planificare, omul care nu poate să ia concediu, atunci vine și ori să cere o aprobare să reprogrameze planificarea, dar în momentul când o luai planificare și când ai luat anul viitor, eu nu sunt obligat. Primar, noapte mințe, deci vreau să spuneți că oricine poate să spună că nu era concediu de 3 ani. În actul nu și-o luat. Dacă statul este privat și pontajele ies la linii... Cum așa, dar n-am fost băgată niciun Păi eu pontaj, nu figurează niciun concediu. Păi dacă nu și-au luat concedii, cât au luat concedii? Nu ei și-au luat concedii, dar nu și-au făcut cere din concedii. Cum cât și-au luat concedii? Cum au făcut concedii? Cum au făcut concedii? Am înțeles. Trebuie să fie concedii. Trebuie să fie concedii. Cum au făcut concedii? Cum au făcut concedii? Trebuie să faci dovadă că ești concedii. Cum au făcut concedii? Secretarul informatorului. N-a avut nu și-au luat norma de hrană, nici poliția, nici ei, pentru că toată lumea avea salarii atât de mari, cum mai încăpeau. Și-au făcut un tabel toți salariații, că renunță la acest drept, oricum dacă nu renunța la el, tot nu mai încăpea în grilă. Și e un tabel, pentru că domnul Sava mi-a făcut mie prin el, că stă aici în prim prăiești și fără salar numai ca să mai fac plângeri. Dar nu asta e o problemă, e treaba lui. Ideea este că domnul Sava, prima plângere că mi-a făcut-o, că nu vreau să-i dau norma de hrană. Și normal ce am căutat în acte care era primul Boba era semnatarul acelei din care renunță la norma de hrană, că tot nu încăpea salar. Deci el a făcut din bună voie o cerere că nu vrea norma de hrană pentru că nu încăpea la salar, după aia mă reclamă pe mine că nu vrea să dau norma de hrană, că am ceva cu el. Păi el și-a făcut singur și pentru el și pentru nevastă și pentru toată lumea. El renunțase numai la domnul Popa, la dumneavoastră nu. Cum putem să știm cum data când se deschide drumul ăsta și să știm spate la tăi? La ce zice Dani, e deschis de aici la biserică încolo, e deschis. Da, da, noi vorbim de asta. El zice, e asta care vine pe coamă și a trebuit să deschidem aici în spate, da. Vreau să băgăm, acum v-aș minți, vă dați seama că nu pot să dau o dată, dar ne ocupăm, el figurează pe hartă, tocmai asta este, că l-am verificat. Pentru că am venit cu, chiar figurează și alimentarea cu apă, vine pe undeva pe aici, pe deasupra cu Danca, și ar trebui doar să ne înțepăm aici la noi, la cămin, unde a fost cămin. Anul acesta, cei 7 km de asfalt, am șansă de a fi pus în practică? Proiectul este depus, am reușit într-un final cu OCPI-ul, a făcut toate acele
și acum chiar ați vrut să vă mulțumesc la mai mult și cu Bernone și dumneavoastră și toată lumea care, și domnul Pieper, tot care ați mai apelat la anumiți vecini, erau acele suprapuneri virtuale. Într-un final am reușit, au fost toată lumea pe la notar, au dat declarații, dosarul este dus la Compania Națională de Investiții, așteptăm să ne contacteze, el era deja eligibil, nu avem acele ridicări tocmai. Acum le avem, le avem. Acum, ce să vă spun, dacă mă cheamă mâine, a doua zi vă și anunț, că e cea mai mare semaforizare. Pot să pun un semn, oprire interzisă? Nu, am luat astăzi o decizie, o aduc la cunoștință, cred că într-o zi, două, o să vedeți niște stâlpișori de aia care îi blochesc, că întotdeauna ieșim foarte bine. Am vorbit domnul Marcel Rusei la primăria municipiului Bacău, o să-mi dea și semn de circulație, că vreau să punem aici la noi, ați văzut dimineața, mai cu mașina în parcare, vrem să punem accesul interzis decât riveranilor, să poate intra din DG-19B în Sprincoace, că vine și ne blochează aici, iar în fața primăriei vechi, acolo unii poșta, să băgăm niște popici de aia cum coborât pasarele aici la energie, ca să nu mai văd. Îți parchează două mașini în fața poștei, nu poți să ieși din comun. Asta este, cu un semn de circulație nu făcea nimic. Am pus popii, nu poți să-mi ia de jos, că-s destui de fudere. Cu bancomatul așteptăm, am făcut contract, toată lumea ne-a mutat, care v-a spus, atunci să luăm banii turmați la o firmă. Tot cu Raiffeisen, dar e turmat la ajut, pentru că ei au fost singuri care ne-au promis că la atunci. Promisiuni, vă zic, de GAL. GAL, cei care vor să acceseze la GAL pentru producție 90%, pentru servicii 75%, pentru cei care vor să acceseze. O să avem o ședință. Trebuie să fie înlămurit. Cum ai fost povești? Am apus la prindit 3 cu GAL. Eu am fost personal și chiar am început. Dacă vine la București, eu vă spun, am aprobat în Consiliul Local și rectificarea de buget. Primăria Măcineni, sigur, o să cumpărăm pe banii GAL-ului, în cumpul de excavator, că văd că nu fac față. Avem peste 4.000 de familii, bolului întotdeauna, nu cred că din când am intrat primar domnul vice aici, a zis vreodată oamenii din bar. Să nu crezi că mai mult de mari din bar, nu pot să vorbesc. Da, domnul Dumnezeu. Distribuția puberelor. Da. O secundă, mă lămuresc. Cei de la Soma au fost din poartă în poartă, acolo au găsit oamenii, iar foarte bine că mi-a stăt egal la video. Astăzi am vorbit că a fost în concert domnul director Marcel Rusie, că vorbise și pentru asta. Mi-au adus primii la 100 de perechi în curtea primăriei. Dar unde au fost de poartă în poartă? Pentru că erau vreme ploioase. Eu n-am fost acasă. Nu, dar au fost într-o sâmbătă pe ploaie și cu uniții laterale. Domnul Petru, ca să anunțați și deci. Și o să dăși pe pagina oficială la primărie și primări cine bacă. Acele cei la Soma au fost pe toate străzi. Dar dacă la 10 case, nu că au fost prin peste, dar nu știu poliții noi, dacă la 10 case au găsit doi acasă, au dat doar la aia. Pentru toată lumea care n-au fost găsiți acasă, vin la primărie, am zis să nu mai aduc mai mult decât 200 de pubere și zilnic o să avem un om, facem o oră la ora 8 la 10, omul vine și ia pubere, semnează aici și se duce acasă. Sunt aici, astăzi mi-au adus la ora 2, 200 de pubere. Trebuie cu cele nouă, dar ei n-au fost urmulțe laterale în pericul ăla. Au fost, au intrat. O să fac anunțul pe pagina oficială ca să-i zic omul, să vină cu buletinul, că trebuie să fac. Trebuie un anunț și cu reciclare. Mai este o problemă. Foarte mult, dacă nu muri. O persoană are două case. Două imobile. Ei se dă la două imobile. Dacă îți plătești două taxe de salubrizare, se dă două imobile. Dacă are trei, se dă trei. Și atunci cu buletinul poate să duci două ori sau cum? Dacă figurează cu două case și cu două taxe la birou, eu verific la birou la financiar, ai 10 case, 10 imobile se dă. Dacă plătești 10, nu-i normal. Dar avem deja 100 de perechi. Omul a vrut să-mi aducă 200 de perechi, adică 400 de perechi. Azi mi-a aducă mai mult, ca atunci am probleme. Și zilnic o să dăm, oamenii toți sunt dreapt, domnule, nu mă găsesc acasă. Nu zic că țăi. Trebuie iar să transmitem la oameni, dar asta de pe data de 15 august, că pubelele galbene sunt doar pentru selectiv. Să nu bagi gunoi melașer în pubela galbenă, că nu o să intre nici gunoi. Hai să concepem un altceva. V-am propus una trecută și vreau să ne apucăm de acum. Odată ce terminăm cu datul pubelor, toate cele platforme care le avem, le transformăm în rampe pentru vegetație. Știți, noi nu avem acum un om care își curăță gardul, via unii se ducă. Exact. Dar avem toate rampele alea de acolo și le transformăm pe alea. Pentru că dacă omul uităm acasă să facă selectiv, nu mai trebuie să mai ducă la acele. De alea le transformăm 6, 7 sau 10 le transformăm pe droga, puteți să facem chiar un așament de material de construcția voastră. Prefectul a luat o astfel de decizie cu cei de la salubrizare. Data de. Da, mulțumim frumos. Firmele din Comuna Mărgineni n-au primit puberi. Ei când primesc? N-au primit. Acum, spuneam, nu au primit puberi, oricine
la primărie, va primi cu el. Și să-l vin.